prin faptul că avem o experiență foarte recentă, e adevărat, spunea Diana, la ora 1 a fost primul webinar. Trebuie să explicăm puțin diferența între ele. Pe de o parte, ne-am gândit că problematica aferentă webinarului ar trebui să fie diferențiată după tipul de localități, mai precis după specificul școlilor. Deci școlile din mediul urban mari, din localități mai mari, probabil că au mai multe puncte comune de rezolvat decât cele din localități mai mici. Așa că pentru localitățile mari am împărțit și pe niveluri, în timp ce pentru localitățile mai mici am mers practic pe o abordare comună a celor trei niveluri. Asta ca să înțelegeți care era logica separării a aceleiași teme pe trei grupuri țintă. Acum, pentru cei care nu ați fost în webinarul de miercuri, în webinarul de informare, și cu scuzele de rigoare pentru cei care ați fost, o să repet câteva din lucrurile care le-am spus atunci miercuri. Asta doar pentru a crea un context și a fi cu toții suficient de focalizați pe ceea ce avem de făcut. Deci, practic, miercuri am anunțat într-un webinar de informare despre existența ghidului care cuprinde recomandări de bună practică pentru deschiderea și funcționarea școlii în această perioadă. Știm că sunt foarte multe ghiduri și foarte multe recomandări în această perioadă și nu avem pretenția că al nostru ar fi cel mai bun sau cel mai frumos. Este doar un instrument la care am lucrat în cadrul grupului de lucru pentru educație. Grupul de lucru pentru educație de pe lângă platforma anti-COVID este un grup care conține reprezentanți atât din partea Inspectoratului Școlar Județean, cel care practic a inițiat coagularea acestui grup, cât și din partea platformei anti-COVID, în cadrul căreia discuția despre tema educației a pornit ceva mai demult, dar și reprezentanți din fiecare dintre părțile interesate de funcționarea școlilor, deci aveam în grupul de lucru pentru educație și reprezentanți din a elevilor, din partea Consiliului Județean a elevilor, din partea directorilor, din partea profesorilor. Deci este o structură de lucru, grupul de lucru pentru educație, cu un caracter oareșcum reprezentativ față de comunitate, fără pretenția că reprezintă toată masa profesorilor și toată masa elevilor și toată masa directorilor, dar produsul la care am lucrat împreună și care se cheamă acest ghid cu recomandări de bună practică este un produs care are o relevanță, credem noi, suficient de ridicată, tocmai pentru că vine ca un rezultat al unei colaborări interdisciplinare și, dacă vreți, interinstituționale și în același timp își propune să fie îmbunătățit. Deci, de la bun început, din logica apariției lui, în urma apariției lui, ne așteptăm ca pe baza comentariilor pe care le primim, fie în fazele incipiente, fie pe măsură ce apucați să implementați planuri de acțiune, să veniți cu feedback, să ne spuneți din experiența voastră unde am putea să îmbunătățim ghidul, pentru că ne dorim să facem un produs care să fie viu, să evolueze odată cu experiența voastră și cu nevoile voastre. Acum, dacă, din punct de vedere al contextului instituțional, cât de cât am încercat să clarific, deci anti-COVID TME și grupul de lucru pentru educație sunt niște inițiative private, e adevărat susținute în mod constant de către Inspectoratul Școlar Județean, care e parte a acestui grup, dar are mai degrabă valența unui grup de suport comunitar. Încercând să aducem cât mai multă din înțelepciunea diverselor categorii interesate în realizarea acestui produs. Deci vreau să vă spun că dincolo de existența acestui demers început, în cadrul discuției din spațiu public în ultima perioadă s-a vorbit mai mult despre trei termeni pe care aș vrea să îi reluăm acum și să-i clarificăm. S-a vorbit despre scenarii și Ministerul a venit cu explicații relativ clare despre cele trei scenarii, nu o să le reiau aici.
Dar în esența lor spun toată lumea în școală, scenariu verde, variante hibride combinate în care o parte sunt la școală și o parte sunt online. Și atenție, când spun o parte la școală, o parte online, acopăr inclusiv situația în care anumite clase, deci clasa 1, clasa 5, în mod constant sunt la școală, în timp ce alte clase pot să alterneze online-ul cu prezența la școală. Deci, practic, nu am fixat proporții și n-am stabilit care proporții ar trebui să, sau ce clasă anume ar trebui să fie online sau la școală. Deci, al doilea scenariu este acest scenariu cu o parte online și o parte la școală, iar al treilea scenariu, sperăm să nu ajungem acolo, dar este scenariul în care toată lumea este online, scenariul roșu. Bun, deci partea asta cu scenariile cred că e relativ clar. Acum, pe parcursul acestei conversații despre scenarii a apărut și în plus o discuție despre planurile de acțiune. Deci ghidul vine și menționează planurile de acțiune, în timp ce, pe de altă parte, sunt convins că în activitatea voastră v-ați mai întâlnit cu, ca o cerință din partea Ministerului respectiv, din partea ISJ-ului, cu termenul de procedură operațională. Eu nu sunt atât de deprins cu făcut mai multe task-uri simultan, dar domnul Marin Popescu tocmai ce mi-a cerut să-i dau link-ul de la întâlnire, așa că o să vă rog o secundă să mă scuzați ca să pot să-i trimit link-ul. Și dar între timp încerc să vă mai spun câte ceva. Deci, și v-ați întâlnit cu aceste trei elemente. Deci avem scenariile, avem planurile funcționale și avem procedurile. Și întrebarea se pune: care e legătura logică dintre ele? Cum le relaționăm între ele? Și atunci o să spun ceea ce am mai declarat-o de multe ori și de-aia am cer scuze pentru cei care ați mai participat la webinarul de miercuri. Practic, pentru fiecare scenariu ar trebui să existe un plan de acțiune. Da? Planul de acțiune este, de fapt, definit în ghid prin intermediul unui cuprins. Deci sunt spuse ce aspecte, și sunt vreo 50 de aspecte, în fine, grosomodo, acolo menționate, care sunt împărțite pe 4 secțiuni. Pe în plus, pe lângă cuprins, care apare într-o matrice și spune în ce măsură un subiect din cuprins este sau nu relevant pentru un scenariu sau altul. Deci, practic, aveți definite cuprinsurile pentru toate cele trei scenarii. Mai mult decât atâta, pentru fiecare topic în parte, pentru fiecare subiect din cuprins, aveți un set de recomandări de bună practică. Atenție, sunt recomandări de bună practică. Nu reprezintă niște adevăruri absolute, nu sunt imperative. Pornim de la logica că în fiecare școală există un anumit context. Fie că vorbim de infrastructură, ca număr de clase, ca tipuri de clădiri, ca număr de clădiri, fie că vorbim de numărul de elevi, fie că vorbim de tipul de procese și modul în care sunt structurate, există o particularitate care e specifică școlii. Și din acest punct de vedere, planurile ar trebui să fie definite în raport cu aceste particularități. Deci, cu alte cuvinte, planul ar trebui construit special pentru fiecare școală în parte. Și, practic, un plan de acțiune înseamnă setul de măsuri pe care școala îl gândește pentru fiecare scenariu în parte. Planurile de acțiune nu sunt specifice unui anumit nivel. Am primit întrebările astea în seminarul precedent. Nu sunt legate strict de ciclu gimnazial sau de ciclu primar. Ele sunt pe școală. Deci ele definesc procesele în mare, la nivelul școlii și fiind diferențiate încă o dată pentru fiecare scenariu. Mai mult ce ar trebui să vă spun este faptul că în raport cu anumite măsuri ar putea fi dezvoltate procedurile operaționale, deci cele care spun efectiv ce anume, cum anume se face ceva. De exemplu, o procedură operațională ar putea să fie cum se ia decizia la nivelul Consiliului de Administrație. Sau ceva de genul ăsta. Deci, practic, procedurile operaționale
sunt detalieri ale măsurilor care apar în planurile de acțiune, care uneori sunt necesare, sunt benefice, alteori, dacă nu e cazul, nu trebuie să faceți. Da? Și din acest punct de vedere, fiecare școală în parte își stabilește unde este cazul să facă procedurile operaționale, fie pe bază de nevoi proprii, fie la solicitarea inspectoratului școlar sau respectiv a ministerului. Știm că pe lângă recomandările de bună practică, pe lângă aceste recomandări au apărut alte ghiduri. Foarte bine. Nu avem încă o dată pretenția că avem proprietatea adevărului absolut. Vă puteți inspira, dar niciunul dintre ghiduri nu poate să vă dea planul de acțiune al unei anumite școli. Deci el trebuie creat de către fiecare școală în parte, în mod specific pentru fiecare scenariu. Și din acest punct de vedere, ne-am bucurat dacă la realizarea planurilor ar fi o echipă care să adune atât reprezentanții managementului, cât și ai profesorilor, respectiv părinților și, de ce nu, chiar a elevilor. Deci, cu alte cuvinte, recomandarea noastră, dacă o să vedeți în prima secțiune, este să aduceți echipe reprezentative pentru toate părțile interesate, pentru că, pe de o parte, e de presupus că mai multe minți prezente acolo în discuție ar putea să genereze o soluție mai bine calibrată la nevoile școlii și că, pe de altă parte, responsabilitatea punerii în aplicare trebuie să revină tuturor părților. Iar dacă le veți implica în discuție, e foarte probabil ca să se simtă mai responsabili vis-a-vis de realizarea, de punerea în practică a planului. Cred că v-am povestit destul de multe. Dacă mai e ceva de clarificat pe partea asta de context, eventual aș putea să mai spun acum, ca să-i mai dau un pic de timp Dianei, să mai spun... Gata, deja, deci când vrei tu. Ah, ok. Poți să continui, nici problemă. Aș mai adăuga doar faptul că o să fie un certificat de participare pentru participarea la acest seminar, dar că pentru a putea să emitem aceste certificate, vom avea nevoie de la dumneavoastră despre date, câteva date, respectiv nume, prenume și școala. Și de aici încolo, de fapt, cred că ar fi bine să o lăsăm pe Diana sau pe ceilalți să intervină pentru a clarifica aceste aspecte mai tehnice. Treaba mea fiind doar să vă țin de vorbă până reușeau ei să facă toate setările. Sper că am reușit. Mulțumim foarte mult, Mihai. Permiteți-mi în primul rând să spun bine ați venit domnului Marin Popescu, care e inspectorul școlar județean pe Timiș, care participă și el la acest webinar. Alături de mine este și Cătălin Șipoș, care este cel care a coordonat, să zicem, grupul de educație din platforma Anticovid. Sunt Diana Andone, sunt directorul Centrului de E-Learning în Universitatea Politehnică din Timișoara, sunt și cadru didactic cu peste 25 de ani experiență în web și în dezvoltare de web și am peste 20 de ani de experiență în educație digitală, făcând tot pașii necesari pentru asta. Și lucrăm într-o echipă destul de mare care creează, să zicem, educație digitală atât în România cât și la nivel european. Am să intru direct în probleme. Acest webinar are niște reguli, așa fiindcă e un seminar de cumva de instruire, formare, în care noi dorim să colaborăm cu toții, noi suntem doar niște facilitatori și încercăm să vă ghidăm și să vă ajutăm cu informațiile și din ghici, din ceea ce știm din experiența noastră, ca să vă puteți realiza aceste planuri de acțiune și aceste instrucțiuni cât mai bun. În primul și în primul rând, vă rog foarte mult să stați cu microfoanele închise până în momentul în care vă întrebăm sau vreți să ziceți ceva și noi să vă tot întrebăm și puteți să spuneți ceva, deci nu vă simțiți că nu veți avea acces la a vă spune părerea, dar e mai ușor să comunicăm așa, deci asta este, face parte din eticheta minimă în zona de comunicare digitală. De asemenea, aveți niște butoane pe care mă presupunem că sunteți familiar deja cu ele în
în Zoom, asta este o întâlnire în Zoom. Al treilea buton de jos este un buton de participanță, care dacă faceți click, vi se va deschide o fereastră laterală cu participanță în condițiile în care sunteți mai ales de pe o interfață de calculator sau de laptop sau ceva de pe mobilie, se văd și acolo participanții puțin mai diferit. Și acolo aveți și niște butoane lângă de a vota da, nu și de a ridica mânuța, puteți să vă ridicați și mânuța, care apare și numele, dreptul numelui dumneavoastră, dacă faceți click dreapta acum, o să aveți toate aceste facilități. Normal, dumneavoastră ați intrat cu un link personalizat cu care v-ați înregistrat și apare numele dumneavoastră acolo. Dacă nu, vă rugăm să vă scrieți numele corect, să dați un rename, tot cu click dreapta în dreptul numelui dumneavoastră în lista de participanți, ca să fiți sigur cu numele dumneavoastră participanți în această întâlnire, fiindcă această întâlnire nu este o întâlnire publică, este o întâlnire de lucru, de instruire, de formare, de colaborare între platforma anticovid, Inspectoratul Școlar Județean și, în cazul acesta, școlile primare și gimnaziale din municipiul Timișoara sau din marile municipii din România, deci mediul urban, fiindcă am văzut că sunt foarte mulți participanți și din afara județului Timiș, cum eram noi inițial, să zicem, focalizați și ne bucurăm de aceasta. Ce vă rog foarte mult este să ridicați mâna când vreți să vorbiți, dar asta e prima opțiune, după aceea puteți să și vorbiți, să vă deschideți microfoanele, să vorbiți, dar să-i respectați și pe cei din jur și să avem un dialog cât se poate de corect și de civilizat, ceea ce s-a întâmplat și până acum întotdeauna. Aveți posibilitatea de chat, este al patrulea buton de jos în care puteți să faceți chat. Am să vă rog să nu vă scrieți neapărat acolo numele și datele. V-am pus un link cu un document pe care am să-i dau și acum share screen ca să-l puteți vedea și să puteți să vă simțiți familiar cu el, ca să fiți siguri că îl puteți vizualizați fără niciun fel de probleme. Deci este acest document pe care îl vedeți acum, pe care vi l-am dat ca și link pentru partajare cu drept de editare, unde acolo unde nu apare în dreptul numele dumneavoastră organizația, vă rugăm să vă scrieți școala de la care veniți. Acest document va rămâne deschis pentru toată lumea, ca toată lumea să poată să colaboreze, să știți unii de alții. Dacă doriți să puteți să colaborați cu restul, fiindcă dumneavoastră v-ați comunicat o adresă de e-mail când v-ați înregistrat, dar datorită regulilor GDPR noi nu avem dreptul să facem publică această adresă de e-mail, dar aici, dacă doriți să o faceți cu colegii cu care colaborați dumneavoastră direct acum în să zicem, această fereastră, în acest fișier, vă rog să vă scrieți adresele de e-mail pentru a putea încuraja colaborarea în aceste echipe. Am să vă rog foarte mult să nu folosiți elementele care puteți avea în Zoom, în această platformă, fiindcă uitați-vă, e ca acum cineva să joacă și scrie pe ecran. Deci vă rog foarte mult să încercăm să nu facem acest lucru pentru ca să putem să comunicăm cât se poate de repede. Cineva pare să și șteargă. Da, cine a făcut să și șteargă, da, cam așa e. Zicem, dar să vedem dacă nu am să le șterg. În această fereastră, deci vă rog foarte mult să vă scrieți toți organizația de unde sunteți, în special pentru că, așa cum am fost întrebat, dorim să putem să acordăm certificate digitale. Introducem pentru prima dată acest concept de certificate digitale, care sunt, să zicem, dedicate pentru aceste webinarii și pentru alte webinarii pe care noi le vom face și le vom avea, și care reprezintă o metodă criptată de a transmite informația, deci este și sub formă vizuală diferită, dumneavoastră le veți putea primi și pări fără niciun fel de problemă, dar ele sunt vizibile în spațiul digital fără niciun fel de probleme. Să vă rog să vă închideți microfoanele, cei care sunteți cu ele deschise. Mulțumesc foarte mult! Așa, cum am gândit noi acest lucru și cum există ca și informații? Dumneavoastră aveți foarte multe informații, am să dau share screen direct. Cătălin, eventual, dacă tu poți între timp să pui adresele pentru informațiile care există pentru matrice, o să dau eu acum direct linkul.
Deci matricea de lucru pentru care pe care vom lucra, pe ideile căreia vom lucra și despre care a și menționat deja Mihai, este aici, am să vă și arăt acum. Și după aceea o să-i dau cuvântul și domnului inspector școlar județean. Deci aceasta este matricea de lucru care este parte integrată din, cum să zic eu, din ghidul pe care îl puteți găsi ca și link și de aici, deci din platforma anti-COVID, fie de pe site-ul celului, deci unde iară se găsește și poate fi descărcat cu toate elementele și puteți să vizualizați și webinarile de până acum, da? Dar care automat este parte integrată din acest ghid și recomandări de bună practică care le puteți găsi și care conține foarte multe informații, este acest document pe care eu îl arăt acum și care se găsește la o adresă online, fie este descărcabil sub format PDF, fie sub un format de vizualizare și de comentare, în care găsiți absolut toate informațiile despre care noi vom discuta astăzi și foarte multe altele despre care nu vom ajunge probabil să discutăm. Ne sperăm că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați reușit să găsiți acest ghid și să-l vizualizați sau măcar să-l baleați așa pe scurt. El are, după cum vedeți, la final și foarte multe link-uri și resurse despre care vom mai face referire în, în acest webinar. În primul rând pe care am să vă rog este să, în această, deci din nou vă rog, nu scrieți în chat cine sunteți și de unde. Scrieți direct în acel fișier pe care l-am dat în, de lucru. Nu se deschide linkul, care linkul, primul link nu se deschide, văd că doamna Pitu spune acest lucru. El ar trebui să se deschidă. Dacă nu vă apare numele, puteți să-l scrieți la finalul tabelului. Bun. Aveți niște sub lista de participanți, niște butoane de yes și no. Haideți să vedem, să votați mai întâi și să ziceți acolo cu yes dacă ați știți de acest ghid și ați reușit măcar să-l baleați sau nu. Cu yes și cu no am să vă rog să faceți această votare în lista de participanți sub de desubt cu niște butoane de vot, la care le puteți le vedeți cu toată lumea. Deocamdată doar 4 persoane au spus că 5 și dacă se mulțesc. Butonul cu participanții este pe banda de jos, banda neagră de jos. Da. Aveți un buton al doilea din, al patrulea din stânga de tot, unde dacă faceți click pe el, vi se deschide o ferestruică în centrul ecranului și acolo aveți mai multe butoane colorate. Aveți yes cu verde și no cu roșu. Deci la asta face referire Diana. Mulțumesc, Diana. De 7 persoane zic că știau de ghid și 4 persoane nu știau de ghid. Mihai sau Cătălin, dacă voi puteți să puneți din nou link către ghid și către site, ar fi foarte bine. Ele sunt publice, sunt documente publice și vom face referire la ele. Am pus Cătălin, te rog. Am pus acum în chat, ziua bună tuturor, am pus acum în chat o serie de linkuri către ghid, către matrice încă o dată și către documentul publicat în monitorul oficial la 1 septembrie, la care putem face referință pe parcursul întâlnirii noastre de Ministerul Educației. Ca să subliniez. Atât. Poți continua, te rog. Da, mulțumesc foarte mult, foarte bine, Cătălin. Deci, haideți să încercăm să ne uităm un pic peste această matrice și să putem să vedem care sunt punctele cele mai importante și noi ne-am propus astăzi să lucrăm pe 3 dintre capitolele sau părțile cele mai importante din matrice, care, indiferent de scenarii, vor avea un rol important în activitatea pe care dumneavoastră o veți desfășura în următoarea an școlar, credem noi, nu doar câteva luni, și care trebuie să fie realizate poate în condiții cât se poate de bune. Această matrice, după cum vedeți, este structurată și ea conține, să zicem, elemente cheie în care vă pot ghida în realizarea acelui plan de acțiune. După cum vedeți și scrie și acolo, fiecare plan de acțiune care ar trebui să fie în funcție de diferitele scenarii pe care le puteți planifica în acest moment, cel puțin cel roșu, galben și verde,
pentru școală, puteți să, să zicem, să le creați pe cele patru secțiuni. Una care ține de management, de managementul predării și valorii, de competențele digitale și de infrastructura IT. Dar există un management organizațional care este împărțit în mai multe capitole care țin în special de partea de fizică, deci de spațiu fizic, legat de la accesul în sală, accesul în școală, accesul la diferite spații comune, de transportul, de triajul epidemiologic care va fi realizat, de cum se va întâmpla el, de spațierea fizică între, în clasă sau în diferite elemente, de măsuri de organizare a activităților în clasă, de la fiecare aspect pe care noi l-am putut gândi și identifica și din ghiduri și din experiența noastră, până la măsuri de organizare a activităților în școală, a orarului. Există o altă anexă la acest ghid care este efectiv o propunere de orar, deci o propunere de realizare a programului de orar în diferite structuri pentru clasa dumneavoastră și de utilizarea spațiului din pauze și între ele. De asemenea, există o vizualizare foarte corectă asupra comunicării, fiindcă noi considerăm că o comunicare judicioasă corectă și continuă, atât la modul general, cât și cu publicul și cu toate aspectele, este foarte importantă între toți actorii, fie că sunt profesori, managementul școlii, elevi sau părinți, inspectorați, cât și publicul larg și general, și vom lucra direct pe o structură care vă va permite să gândiți ce tipuri de elemente de comunicare sunt necesare și cum. După aceea vine partea de infrastructură și de realizare de materiale, atât de suport IT, cât și cele de resurse educaționale, de platformă educațională, de competențe digitale sau de competențe de educație interactivă pe care dumneavoastră le puteți dobândi și pe care trebuie să le planificați de acum în acest plan de acțiune și să vă gândiți pentru toate cazurile ce se va întâmpla. Aceasta este matricea, aveți acces la ea, Toma, pentru aceea am și prezentat un pic înainte ca să puteți să știți, dacă nu ați fost familiar cu ea, să puteți să o baleați și să vă gândiți. Sunt în ghid foarte multe recomandări pentru fiecare dintre aceste puncte. Vom începe să și lucrăm pe secțiuni și planul nostru este ca la sfârșitul acestor două ore și un piculeț dumneavoastră să aveți un plan de acțiune cât de cât creionat și idei clare de lucru. Vă reamintesc de posibilitatea de a vă scrie numele școlii în acel tabel pe care vi l-am distribuit mai înainte. Și acum, dacă îmi permiteți, am să încerc să îi dau cuvântul domnului inspector școlar județean Marin Popescu, da, este aici încă, ca să ne spună câteva cuvinte legate de acest plan de acțiune, că am văzut că sunt și întrebări deja, cine face acest plan și procedură și cum. Noi în ghid am scris că acest plan și procedură este o sarcină care se realizează nu doar de către directorul școlii sau este așteptat ca el să fie furnizat de gata, ci trebuie realizat într-o echipă în care colaborați echipa de management cu diversi profesori, ar trebui numit un responsabil pentru cel puțin unul, depinde de mărimea școlii și a liceului, pentru fiecare dintre zonele de interes sau zonele de lucru în această perioadă, cât și cu reprezentanții Consiliul de Administrație, a părinților și a elevilor. Marin, văd că vorbești la telefon, nu știu dacă poți să intervii acum sau puțin mai târziu. Cred că încă nu poate, deci de aceea voi face pasul 2 cum ar veni. Am să vă rog pe dumneavoastră, în primul rând, să ne spuneți, am văzut că sunt 14 persoane care au spus că au văzut ghidul și matricea până acum, și trei care nu, dar haideți să vedem care sunt așteptările dumneavoastră de la acest seminar, care vă sunt cele mai mari probleme care vă apar și, cum v-am zis, vom merge în trei etape să discutăm mai întâi despre spațiul fizic, după aceea despre comunicare și după aceea despre partea digitală a acestor elemente din planul de acțiune. Haideți să vedem cine dorește să intervină. Văd că doamna Alexandrina Jijie, îmi cer scuze. Dorește, vă rog?
Puteți să vă deschideți microfonul? Da. Bună ziua, mă auziți? Da. Eu sunt de la o școală din Suceava, am fost prezentă și la întâlnirea de miercuri și aseară am răsfăit puțin și ghidul, am lăsat și câteva mici intervenții pe acolo, dar nu am apucat să studiez până la capăt. Drept să vă spun, am așteptări din partea dumneavoastră, mă scuzați, sunt puțin emoționată. Eu fac parte din echipa care se ocupă de orarul școlii și bănuiesc că o să ne aștepte o muncă foarte grea, care va trebui finalizată într-un timp foarte scurt. De asemenea, fac parte și din Consiliul de Administrație și avem și noi foarte multe temeri ale unor colegi adunate, avem și speranțe, avem și curaj, avem și încredere, dar și multă șuvăială, pentru că avem responsabilitate și trebuie să facem cumva ca toate lucrurile să funcționeze bine. Iar în cazul meu, în ceea ce mă privește, eu sunt profesor de educație fizică și aici chiar nu știu cu cine aș putea să mă sfătuiesc să aflu mai multe detalii. Avem un ghid la educație fizică pe care l-am primit, dar abordează foarte bine componenta online din punct de vedere al planificării activității cadrelor didactice, dar nu prea avem așa foarte multe indicații la activitatea pe care trebuie să o desfășurăm la școală în condiții de distanțare socială. Și sper ca lecturând ghidul dumneavoastră, ascultând și alte propuneri, să îmi pun la lucru creativitatea, inventivitatea și să pornesc la drum ceva mai inspirat în anul acesta școlar. Mulțumesc pentru oportunitate și dacă voi putea lăsa și eu o idee care să contribuie la îmbunătățirea discuțiilor, voi fi foarte onorată să fac acest lucru. Mulțumesc! Da, vă mulțumim foarte mult. În primul rând, primul răspuns este că, care pot eu să vi-l dau, este că și în ghid și după aceea și astăzi vom discuta, cel mai important lucru este să comunicați în grup și să colaborați. Crearea unui grup care să fie pe specialitate, deci, nu știu, profesorii de educație fizică, chiar și de la dumneavoastră din județ, dar și din România, de peste tot, dați o strigare după ei. Sunt convinsă că știți că i-ați mai văzut la tot felul de sesiuni, de pregătire, de seminare, etc. Dacă vă găsiți 3 sau 4 împreună, sunt sigură că găsiți mai repede soluții și le puteți distribui între voi și după aceea celorlalți. Asta e primul sfat. Scuze, doamna Gigi. Da, nu, vreau doar să adaug că am puțin noroc că sunt și profesor metodist și chiar astăzi am purtat o discuție cu câțiva colegi și am pus noi așa un mic plan de bătaie la punct în școlile noastre, dar mai avem nevoie de și de alte idei. Totdeauna, de aceea și spunem că acest lucru, cel mai important lucru este comunicarea, comunicarea în grup, comunicarea în diferite paliere de grup, atât la nivel de școală cât și de specializare. Și acum în mediul online este și mult mai facil să comunicați și să găsiți resurse și noi am și creat o zonă, un direct, un fișier, o zonă aici unde se pot distribui deja resurse între dumneavoastră care noi le facilităm numai încât să puteți să, cum să zic, să puteți fiecare dintre dumneavoastră să găsiți soluții împreună. Pentru că doar așa va putea funcționa. Asta e primul, prima idee pe care vă pot da și am să vă și pun acest link de zonă comună de resurse care am creat-o și deja foarte multă lume din primul seminar care l-am ținut la ora 11 deja a și pus o grămadă de resurse. Vă rugăm foarte, foarte mult să nu le să nu le ștergeți. Deci asta e rugămintea noastră în absolut tot ceea ce vom pune ca și resurse astăzi. Vom și lucra comun în niște fișiere. Să nu ștergeți ceea ce au pus alții. Adăugați, descărcați, utilizați, să nu ștergeți. Am înțeles, am înțeles. Vă rog foarte mult. Mulțumesc. Cu mult drag. Așa, deci vă rog foarte mult acum, văd că domnul Marin Popescu, care este inspectorul școlar județean din județul Timiș, a terminat conversația telefonică. Marin, dacă vrei tu să adresezi cumva un cuvânt colegilor care astăzi sunt din marile centre, în principiu, școlar și gimnazial în acest webinar.
al doilea din seria de trei. Da. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi cer scuze că am întârziat acum, că n-am fost reprezentat la celălalt webinar. În general, e ca la meșterul Manole aici, adică stabilește o agenda astăzi și mâine dată peste cap. Sigur, pot să găsesc foarte mulți vinovați și cu siguranță, în general, mi-asum răspunderea, dar acum pot să dau vina pe minister, pot să dau vina pe primari, pentru că de azi dimineață de la ora 10 îmi planificasem, la 10 la 11 am ceva, de la 11 cu primarii e foarte complicat, am stat o oră jumate, cu ministerul am stat încă vreo 2 ore jumate, și așa că, uite, am întârziat și la webinarul ăsta, dar e numai vina mea. Acum. Aș vrea să felicit pe doamna profesoară de sport. Felicitări pentru abordare, pentru că, în definitiv, ăsta este jocul cel mare. Doamna profesoară de sport, nu știu dacă ați remarcat, a spus că va inova, vor încerca să inoveze. Ceea ce înseamnă că e dispusă să facă un efort, pentru că a inova înseamnă muncă. Și pentru acest lucru chiar m-am bucurat foarte mult că cei de acolo, nu mai știu, din Suceava sau Vaslui, de unde era dânsa, doamna Alexandrina, au o astfel de resursă. Acum, trecând la chestiuni legate de ghid și de recomandări și de planuri de acțiune, unitățile de învățământ nu sunt obișnuite cu planuri de acțiune care să le facă ele, ci sunt obișnuite cu planuri de acțiune care să le dea alții. Atunci e un mic handicap aici vis-a-vis de această chestiune. Pentru că am spus și data trecută, planuri de acțiune se fac de către specialiști. Dar aici avem specialiști la nivelul școlii, avem specialiști pe discipline, avem specialiști la nivel de secretariat, avem la nivel de management. Deci fiecare ar putea să facă un plan pe care cu siguranță managementul să-l înglobeze, să-l agregheze, astfel încât să iasă un plan la nivelul unității de învățământ. Palierele sunt foarte diferite și în această perspectivă probabil că și soluțiile sunt diferite și mă refer aici atât la nivelul unității de învățământ cât și la nivel de sistem. Avem, la webinar avem unități de învățământ din urban, să înțeleg, da? Da. Marea problemă în acest moment în urban este legată de infrastructură. Știți care e paradoxul? Că sunt lucruri care țin de ei, de colegii mei, profesori și directori, și sunt lucruri care nu țin de ei. În momentul ăsta sunt lucruri care nu țin de ei. Infrastructura nu ține de ei. Trebuie să gestioneze infrastructură care au la dispoziție, din păcate, și trebuie să-și facă planul pe infrastructură care este, așa este în realitate. Se confruntă cu problema legată de spațiu, lucrurile sunt foarte clare în zona urbană. Atunci trebuie să își creioneze strategia astfel încât să lucreze pe sistemul hibrid. Atât la preșcolar, primar, gimnazial, liceal, poate liceal e mai rare fiat chestiunea, pentru că acolo vorbim de un alt nivel al elevilor, o altă vârstă, o altă capacitate de înțelegere, dar problema de infrastructură există. Legat de infrastructură este chestiunea legată de echipamente informatice. După cum știți, există în acest moment o reacție ca școala să se amâne cu 2 săptămâni ca urmare a deficitului de echipamente și de resurse informatice. Nu pot fi achiziționate în acest moment la cererea foarte mare, foarte mare de echipamente informatice. Se pare că nu există nimeni să ofere la nivel național mii sau zeci de mii de echipamente dintr-un anumit stoc. Și în această perspectivă, sigur că e iară o problemă. O altă problemă identificată la nivelul comunităților urbane este legată de faptul că sunt comunități care dețin spații gen cămine sau cantine. Sunt unități de învățământ, cel puțin în Timișoara, unități de învățământ care au renunțat la cămin. Tocmai ideea că nu pot să asigure condiții optime și sigure și renunțând la cămin au renunțat și la cantină pe care au transferat un spațiu de învățământ.
O altă problemă la nivel urban este legată de transportul în comun. Noi în ghid mi-aduc aminte foarte bine că am discutat despre câteva chestiuni importante. Deci transportul în comun, mașina proprie, pieton, pietonală, trotinetă, bicicletă. Și cred că ar trebui să vedem care sunt cele mai sigure mijloace de transport. E clar că trotineta, bicicletă și mașina proprie sunt cele mai sigure. Celelalte nu sunt așa de sigure, dar elevii, părinții le folosesc din diverse motive. Da, doamna Deaconu, nu vă laudă nimeni și nu mă laud nici eu. Apropo de doamna Deaconu Sorin, sau domnul Deaconu Sorin Cristian, lăsați formatorii să vorbească. Nu avem nevoie de autolaude. Da, dar avem nevoie de bunăvoință, domnul Deaconu, înțelegeți? Probabil că un profesor nu ar trebui să aibă astfel de abordare. Eu sunt mai spartan în ceea ce înseamnă educație și s-ar putea să vă supărați pe mine, dar eu nu mă supăr, nu e nicio problemă. Și avem nevoie de bunăvoință pentru că e delicată situația, da? Formatorii poate să vorbească, nu e o problemă. Eu am venit mai să intervin puțin vis-a-vis de ceea ce înseamnă probleme care se confruntă lumea urbană. Mesajul era postat dinainte să începeți intervenția. Deci nu... Mesajul era postat dinainte să începeți intervenția. Era de pe la 4:30, da. Deci nu e niciun fel de problemă, important este să trecem prin ce e important pentru toată lumea. Nu, haideți să vă spun despre ce e vorba. Presiunea atât de mare pe sistemul preuniversitar, între vintit, două instituții sunt foarte, 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 foarte atinse din perspectiva presiunii, și anume inspectorat și inspectorat, zic, unitățile de învățământ și Direcția Sănătate Publică. Acestea sunt două instituții care cu siguranță toată lumea se îndreaptă spre ele pentru că de la ele se așteptă foarte mult. Dar în spatele acestor instituții sunt niște resurse pe care, din păcate, resursa umană trebuie să o gestionăm foarte bine. Avem probleme și din perspectiva resurse umane, să știți, pentru că există în sistem acum nu neapărat o reticență, ci un mesaj că toate lucrurile iară merg pe repede înainte cum merg de obicei și ne e frică să nu greșim, să nu facem lucrurile greșit, să întoarcă împotriva noastră, profesorul sau directorul unităților de învățământ. Și ca tare e observația Dianei de a lucra în echipă, de a discuta în grupuri, de a comunica în grupuri, e foarte important. Nimeni nu își va asuma individual ceva, ci cu siguranță instituțional. Școala își va asuma, Consiliul de Administrație. Astăzi am avut întâlnire cu primarii și ne-am recomandat să tramite cât mai repede unităților de învățământ reprezentanții lor pentru a lua o decizie unitatea de învățământ. Acum, revenind la ghid, sigur că ghidul eu chiar mă bucur că e unul foarte, nu e foarte rafinat, dar e rafinat. Da? Sunt foarte multe lucruri acolo care cu siguranță ajută la dezvoltarea unui plan de acțiune pe foarte multe paliere, să zic. Primarii de astăzi au spus că ar avea nevoie de un ghid, apropo de ce mesaj am primit mai devreme pe grup, de un ghid recomandare pentru ceea ce înseamnă un minim ca unitatea de învățământ să poată să predea online sau să fie pregătită să predea online din unitatea de învățământ, adică în sala de clasă către elevii care se găsesc acasă. Avem ceva acolo din câte am văzut eu în ghid, dar cred că mai trebuie să mai punem câteva chestiuni chiar pur tehnice, adică chestiuni legate de configurații, de chestii de genul ăsta. Da, cu siguranță deja s-a și discutat și sperăm că până pe luni să avem o structură și un minim necesar și cu niște structuri. Acum, pentru că nu se aminte că... Da, doamna profesoară de sport spunea că vrea să s-a întâlnit profesorii colegi metodiști pentru a discuta în grup ce se poate întâmpla. Să știți că, cel puțin în zona urbană, e o problemă cu infrastructura în educație la nivel de sport.
Cu alte cuvinte, nu există săl de sport, pentru că acum încă vremea permite a desfășura activitățile afară, în curtea școlii sau în spațiile destinate sportului. Dar pe măsură ce vremea se va înrăutăți, cu siguranță trebuie să trecem în sălile de sport. Sunt unități de învățământ care nu au săl de sport sau dacă au săl de sport sau un surogat de săl de sport, sunt transformate în săl de clasă. Și mai mult decât atât, dacă nu sunt transformate, nu pot să păstrez distanțarea și ca tare nu pot să păstrez sala de sport corespunzător. Deci e o problemă reală, spațiul în care ne desfășurăm activitatea. A trebuit să ajungem la această zonă excepțională a pandemiei, în sensul în care, iată, nu avem infrastructură, dar va trece și pandemia și vom rămâne tot fără infrastructură. Acum, sigur, mai așteptăm întrebări de la dumneavoastră, de la colegii noștri, profesori, orice întrebare binevenită, pentru că aș putea spune foarte multe lucruri despre orice chestiune, dar numai aș vrea să ne focusăm pe ceea ce interesează pe colegii noștri. Poate să pun întrebări pe chat, să nu știu unde. Da, puteți să puneți întrebări și pe chat, aveți și pe doamna Pacioianu, pe domnul Deacon, că vreau să comunice ceva. Vă reamintesc că noi am și pregătit să începem să lucrăm pe niște documente și să putem să facem împreună. Doamna Pacioianu, vă rog frumos. Bună ziua, Nana Păcioianu, sunt director la liceu cu program sportiv Câmpul Lung Mușcel din Argeș. Mă bucur tare mult, aveam nevoie de puțină energie pozitivă de la oamenii competenți. Cele 49 de persoane mă fac să cred că suntem oameni competenți pentru că ne pasă. Această pandemie, acest tumult ne-a adus aici și creăm un cerc vicios din care nu știu cum să ieșim. Am așteptat ghidurile, așteptăm orice sfat, orice, pentru că ne lovim, lucrăm cu părinți, lucrăm cu profesori și ajungem așa, ca ce clădim astăzi, ceva de noaptea minții, știți? Să ne ducem într-un grup, cum spunea domnul inspector, cred, nu greșesc, și să ne deboleze tot ceea ce încercăm să construim. Vreau să vă cer părerea. Am doi profesori, m-am întâlnit încă din 24 august, am avut întâlniri cu părinți, cu profesori, am zis că facem o echipă și o să iasă ceva bun, ne descurcăm, ne permite spațiu, dar sunt am doi profesori în unitate care pur și simplu nu vor decât fizic. Fizic, fără alte reguli, fără... Nu, eu sunt șocată și nu știu ce să fac. Aceste ghiduri nu îmi specifică nimic și până la urmă ghidurile sunt orientative. Noi trebuie să ne luăm după cele două ordine, care sunt destul de evazive, adică sunt mai mult pe probleme strict de sănătate, strict de pandemie, dar nu de organizare, nu de plată, nu de... nu ne ajută. Înțelegeți ce spun? Dacă permiteți, doamna profesoară, la nivelul județului Timiș le-am recomandat inspectorilor de specialitate să aibă întâlniri cu profesorii de sport într-o primă etapă, săptămâna aceasta, urmând ca la nivel național să aibă loc consfăturile cadrelor didactice, după care să intervină din nou în urma consfăturilor să aibă întâlnire cu dumneavoastră. E foarte important și la ultimul webinar de acum vreo două zile, nu mai țin minte, parcă, sau trei, cuvântul de ordine pentru noi în săptămâna care urmează este comunicarea. E foarte important să comunicăm cu părinții, cu elevii. Săptămâna cealaltă de luni începând, consilierii psihopedagogi, consilierii școlari vor intra cu diriginții la fiecare clasă online în care vor discuta cu părinții și cu elevii să-i întrebe cum se simt, dacă sunt în formă, cum a fost vacanța, undeva să simtă cum sunt elevii pregătiți vis-a-vis de debutul anului școlar. Sunt de acord cu tot ce va urma. Problema este că noi, directorii, trebuie să facem acest plan de acțiune, trebuie să ne asumăm, trebuie să ținem cont de toate piedicile, să spun, care apar și apar destul de multe, v-am spus, din partea părinților, deci am părinți care pur și simplu spun vor la școală, dar eu nu accept mască.
odată ce accept să vii la școală, mi se pare normal să te supui unor reguli pentru că ne pui în pericol pe toți. Am profesori care spun, nu ești obligată tu să îmi dau eu acceptul să fiu nici măcar înregistrată audio, damite. Deci orice variantă fac pentru că aceste ghiduri și aceste ordine să, nu au stipulate aceste chestii. Deci noi suntem, ne amenință cu GDPR-ul, noi suntem într-un haos total pentru că nu avem un temei legal să facem lucruri. Eu nu mi-asum că fac lucrurile corect. Dar aici deja putem intra foarte ușor sub incidența legii. Nu suntem avocați. Deci dintr-o dată noi trebuie să fim și manageri, și psihologi, și să facem, eu știu, medii, să fim și GDPR avocați. Nu, ne depășesc anumite lucruri. Lucrurile trebuiau să fie puțin mai clare. Nu cred că cineva are un răspuns pentru soluțiile astea, din păcate. Pot să vă zic doar că eu vin din mediul universitar și, mă rog, am participat săptămâna asta și la o întâlnire de, să zicem, la nivel european, cu un grup de lucru condus de comisarul, de cei de comisar și pe digital și pe educație, numai 20 de oameni. Țin să vă spun că asta e o problemă peste tot, partea de responsabilizare. Deci cum îi putem responsabiliza pe oameni și cum poți să-i pedepsești sau nu să nu-i pedepsești în momentul în care nu-și fac treaba. Tot au spus, dacă nu se pot face, asta e, vă zic, la nivel european și cum am făcut și noi în Politehnică. Dacă nu poți să faci decizii care să aibă valoare de regulă în interiorul instituției, prin modificarea regulamentului de ordine interioară, care, atâta ce e votat de Consiliul de Administrație, Marin, pot să mă corecteze aici, că nu știu așa bine cum o fi în mediul preuniversitar, are valoare de lege în spațiul școlar, din momentul acela nu se supun, se pot face modificări la contractele de muncă, care se includă că acel regulament e obligatoriu în DETI. Asta a fost poziția la nivel european, să știți, a tuturor, pentru că cazul din ăsta sunt. Nu sunteți singura care are problema asta. Noi în Politehnică, din 650 de cadre didactice, au 4 care au avut problema asta. Și pentru 4 am creat proceduri, regulamente, ca să îi punem pe brază și pe ei. Deci, DETI, muncești pentru 4 mai mult decât pentru 600. Dar asta e viața, din păcate, când ești manager. Deci am zis bine că îmi dați energie pozitivă, vă mulțumesc! Cu mult drag și atâta e bine dacă se întâmplă și dacă o facem, eu sunt și mai fericită. Nu știu dacă v-am dat o soluție, sper numai că v-am dat o încurajare. O să studiez toate linkurile, o să stau, am timp weekendul să le rezolvăm, ne descurcăm, da, mulțumesc oricum pentru tot sprijinul. Cu mult drag. Cred că ar trebui menționate două lucruri. Pe de o parte, ideea autoreglementării prin decizii ale Consiliului de Administrație, sigur, acolo, pentru că niciodată o lege nu va putea fi o rețetă de farmacie. Nu vorbim de lege, general, vorbim de orice normă legală, oricare ar fi nivelul, da? Fie că vorbim de legea scoasă de Parlament sau decizia primarului sau orice ar fi. Deci, în primul rând, e clar că este un produs uman care este perfectibil și din punctul ăsta de vedere, adăugirile pe care le pot face Consiliul de Administrație în sensul reglementării interne la nivelul școlii sunt binevenite atâta vreme cât vin să completeze spațiul lăsat liber de cadrul legal. Pe de altă parte, de asta ne-am întâlnit astăzi aici. Dacă dumneavoastră veți formula problemele dumneavoastră, vom găsi o oarecare aderență la genul ăsta de probleme, sigur că putem să găsim oarecare specialiști care să vă dea răspunsurile în mod specific vis-a-vis de problema, cele două probleme pe care le-ați ridicat, faptul că anumiți profesori refuză, de exemplu, să intre în online și rămân doar, era una dintre ele, sau problema cu confidențialitatea cu GDPR-ul. Atât. Bun. Mulțumesc foarte mult. Haideți să încercăm să mergem atunci un pic mai departe. O să facem, o să vă dau din nou un screen share și mai întâi am să vă arăt ceea ce v-am spus că am creat o zonă colaborativă în care dorim ca dumneavoastră să puteți să lucrați cât se poate de mult împreună. Colegii dinainte deja au și lucrat în această zonă în care puteți să regăsiți
ceva fișiere care le-au pregătit alții și puteți să le folosiți, că de aceea sunt puse, să puneți și la rândul dumneavoastră alte fișiere cu diferite semne, indicații, chestiuni, orar, așa ceva. Vom mai pune, vă vom da un link, un e-mail la sfârșit cu toate resursele și cu toate link-urile, deci nu vă faceți griji. Vă reamintesc că vom lucra pe această matrice, da? Și noi am, pentru cei care își aduc contribuția și mai ales pentru școlile și persoanele fizice care, să zicem, sunt, își fac treaba, adică vor avea puse toate planurile de acțiune, le vor face, vom introduce aceste certificate digitale deschise, care, cum am zis la început, sunt complet criptate, sunt digitale, ele le veți putea pune pe Facebook, pe LinkedIn, pe ce doriți dumneavoastră să vă faceți popular cu ele, ele vor fi date și pe școli și pentru persoane, ca și pe diferite criterii pe care noi le-am stabilit. Evaluarea acestor planuri de acțiune sau acestor idei și resurse va fi făcută de un comitet în care noi nu vom da, să zicem, note sau ceva, noi vom încerca să vă ajutăm pe dumneavoastră cu idei și cu soluții și să vă indicăm unde sunt alte resurse pe care le-ați putea găsi și să primiți aceste certificate. V-am pus deja un link pentru un spațiu fizic care este un Jamboard, care este una dintre uneltele din Google Suite, pe care, la care aveți și dumneavoastră acces, toate școlile din România au acces la acestea și o să discutăm în partea a treia, avem trei părți așa planificate. Și despre partea de unelte și de tot, am să vă rog să încercați să nu faceți prea multe semne. Este un spațiu în care vreau cu toții să lucrăm și va rămâne la dispoziția tuturor. Aveți aici în stânga spațiului niște unelte. Primul este un creion, după aceea o gumă cu care am folosit eu mai înainte, cum este o săgeată de select. Și aici sunt niște notițe. Din nou a dispărut notița din colț cu indicații, îmi cer scuze, mă duc să o culeg de altundeva. Așa se întâmplă când acum v-am arătat ce au făcut colegii ceilalți. Nu pot să o copiez de acolo, o să încerc să iau din nou. Ce vă rugăm este să scrieți cu aceste sticky notes, da, prin care puteți să scrieți notițe și să vă le discutăm și să le discutăm împreună. Primul pas este cel de intrare și de acces. Poate că cel mai important lucru este căile de acces, da, separate de intrare și de ieșire. Și care pot să fie în diferite posibilități pe care le puteți avea. Cum veți face dumneavoastră la școală? Ce idei aveți? Ce probleme ați întâlnit? Puteți, vă rog frumos, să le scrieți direct aici cu aceste notițe și acest spațiu va rămâne comun cu dumneavoastră. Haideți să vedem care este următoarea problemă care o aveți. Sau puteți să stabiliți. Deci, e simplu când ai o intrare, zice, pentru profesor și una pentru elev. Intrarea de profesor e intrare, intrarea care era înainte pentru elev o folosiți ca ieșire și creați culoare așa. Dar devine poate mai dificil în cazurile când aveți scări și o singură scară, dacă sunt mai multe etaje. Dacă aveți lift, cu atât mai mult. Da? Care sunt problemele pe care le-ați întâmpinat, dacă doriți să le scrieți aici, sau care sunt, pa, vom discuta și despre clase și despre spațiile comune. Eu șterg acum, fiindcă toată lumea și-a rezolvat problema cu căile de acces, de intrare-ieșire. De exemplu, una dintre probleme care ar fi partea de termometre. În spațiul acela comun deja multă lume, da, ăsta este una dintre posibilități. Deci accesul fiecare clasă la intervale diferite. Noi am și creat aici un document pe care l-aveți ca și link-ul, planificarea pauzelor și a accesului în fiecare zi, cum se face cu intercalare, etc. Da?
Ce faceți în condițiile, aveți personal sanitar care să preia temperatura sau cum să, la început? Haideți să vedem ce propune și ce idee aveți. Dacă să-mi permit să-mi copiez una dintre notițele care le-am scris data trecută, pentru că acum o oră, fiindcă a apărut o problemă, foarte multă lume a spus că nu poate să-și facă termoscanarea singură. Și atunci, propunerea pe care noi am avut-o este că puteți să realizați această termoscanare printr-un personal sanitar propriu, dacă nu asistenta dintr-un cabinet medical din vecinătate, deci cu care colaborați, se poate face un contract de voluntariat cu fie cu o asistentă medicală, fie cu alt personal medical care este poate retras, pensionat sau care lucrează în schimburi și în anumite zile poate să vină, dacă nu aveți personal medical propriu. Pentru că sunt multe școli și gimnazii care nu au sau care poate să fie dificil. Dacă nu, printr-un contract de voluntariat, de ce spunem acest lucru? Pentru că astfel îl puteți cumva vă simți și dumneavoastră responsabil față de el și dânsul sau persoana respectivă față de dumneavoastră. Pentru realizarea acestei termoscanări sau a asigura suportul pe această zonă, să zicem, medicală. Dumneavoastră trebuie să le asigurați, bineînțeles, echipamentul corespunzător de la mască, vizieră, mănuși, termometru, termoscanner. Acum, una dintre propunerile pe care eu le-am avut și le-am și dat este că pentru acolo unde sunt, dacă deja sunt școli care au toate palierele educaționale, liceele, școlile foarte mari, cu câteva mii de elevi, acolo merită investit poate într-un termoscanner complet digital, independent, autonom, care se pune la intrare și care scanează la câteva secunde, să zicem, temperatura fiecăruia și să prindă un beculeț dacă ea este ok sau nu este ok. În funcție de fața, mă rog, măsoară destul de simplu, chiar și în condițiile în care va veni iarna și veți fi bine îmbrăcat. E o variantă. Într-adevăr, cum a zis aici cineva, puține intrări și fluxuri, da? Și învățătorii foarte bine pot să transforme într-un joc luarea temperaturii și să o facem de dumneavoastră, da? Deci astea sunt, toate sunt idei care pot să fie aplicabile. Cum ați văzut aici deja în documentele celelalte, noi am și dat câteva indicații, inclusiv de cum să aveți grijă cu accesul din transport. Una dintre marile probleme este stabilirea unui orar judicios încât să se intre foarte bine în clasă pe diferite, la diferite orare, deci la diferite ore, cum se intre la același loc. Okay. Care mai sunt problemele sau ideile? Puteți să și vă deschideți microfonul, dacă nu. Da, deci așa cum ziceam, am văzut aici că există lipsa personalului medical pentru triaj. Una dintre soluții este stabilirea unui contract de voluntariat cu mai multe persoane, chiar cu personal medical care lucrează în ture, asistente, etc., care să vină una o zi pe săptămână și aveți 5-6 persoane care să poată să ia acest lucru. Dacă nu, personalul medical din școală nu este disponibil sau serviciul de pază. Sau un profesor, zicem cel de biologie, că poate are... Nu este chiar așa o problemă acest lucru. Iar, de exemplu, cum am făcut și noi în universitate și una dintre recomandările pe care le dăm practice, că, de exemplu, poate trebuie să notați cine intră, cum intră și ce se întâmplă. În punctul acela de acces, puteți să aveți o tăviță în care să puneți mai multe pixuri pe o suprafață absorbantă, nu știu, un șervet mai gros, de exemplu, învivat din spirit și care e luat de fiecare persoană care intră și se scrie pe o foaie sau pe așa ceva că a pătruns într-o sală dacă trebuie să identificați și astfel fizic persoanele care nu le găsiți în tabelele pe care le aveți ca să aveți exact evidența cine intră și la ce oră și cum.
Sunt diferite soluții care pot fi luate. Marin, văd că ai mâna ridicată. Da. Bună, chestia asta cu mâna nu știam. Am auzit-o la tine și chiar mi-a plăcut. Am căutat mâna să văd că unde e. Da, câteva soluții apropo de lipsă personal medical identificate astăzi. Aș propune la una dintre întâlniri, dacă mai avem posibilitatea să mai facem seminar, să invităm pe cineva de la DSP și eu mă angajez să fac acest lucru. Am identificat acolo directorul ajung de câteva zile, o persoană foarte ok, un doctor epidemiolog. Și ne-a spus următoarele soluții. Sigur că triajul epidemiologic începe prima dată din familie, da? Dar nu poți să te bazezi tot timpul pe cel din familie, fapt pentru care la nivelul unității de învățământ ar trebui să existe cineva care să facă acest triaj. Cel mai important lucru este termoscanarea, pentru că aici îți dai seama undeva dacă există o problemă de sănătate, pentru că temperatura nu este tot mai potrivită. Sunt unități de învățământ care, datorită fluxului foarte mare, au luat termoscanere din acelea în care nu mai treci prin fața lor și spune temperatura și la peste 37 deja se aprinde beculețul roșu, profesorul imediat te ia, te duce în izolator, cheamă familia, lucrurile merg mai rapid. Dar sunt acele termoscanere manuale, adică la proprii de piele sau de corp și imediat îți spune temperatura și deja lucrurile se complică în acest moment. Există în zona rurală și urbană, la unele unități de învățământ în zona urbană în care nu există medicină școlară, lipsa personalului medical, poate fi suplinită de studenți de la medicină, dacă există, absolvenți sau elevi de la post-liceal, învățământul post-liceal, profesori de sport sau biologie, dar care să fie instruiți de către DSP. Pentru că nu e numai temperatura, ci este și o mică discuție de câteva secunde cu elevul. Și în plus este și reacția pe care ar trebui să o aibă unitatea de învățământ printr-o persoană, să zicem, formată sau specializată la nivelul unității de învățământ. Pentru că dacă un cadru didactic identifică o astfel de persoană care vede că e obosită, că nu are, e apatică, constată că, eu știu, tușește, atunci reacția trebuie să fie rapidă. Izolare, anunțată familia, dar în același timp și persoana care se rezet, adică care era pentru triaj, poate să dea o mână de ajutor în acest sens. Sigur, ideal ar fi să avem un personal medical specializat. Nu este posibil. Mai este varianta în care în mediul rural sau în alte unități de învățământ din zona urbană, pentru că avem și așa ceva, să normele de igienă care au fost transmise de către Ministerul Sănătății, cred că în 25 august, o să transmit normele astea, dacă vreți, pe WhatsApp și dacă putem să le punem ca resurs acolo undeva. Pot fi, spuneam acolo că pot fi angajate cabinete medicale de medici de familie sau alt tip de cabinet. Și chiar stomatologii pot fi asistenți de la cabinetul stomatologii pot să meargă aici. În baza unui contract cu autoritatea publică locală se plătește acel contract și lucrurile sunt foarte clare. Ideea este de în fiecare zi trebuie să fie medicul și sau personalul medical. Aici era marea problemă pe care o ridicau inclusiv primarii astăzi. La grădiniță, da, este obligatoriu să fie în fiecare zi medicul. La unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal, nu este obligatoriu să fie medic în fiecare zi, dar este obligatoriu să fie o persoană care e apropiată acestui tip de activitate. Repet, cele care le-am nominalizat mai devreme. Profesorii de sport, de biologie, studenți sau elevi din zona învățământului post-liceal. Apropo de soluțiile pentru lipsa personalului medical. Așteptăm acum un vot în Parlament pentru deblocarea posturilor pentru ceea ce înseamnă didactic, nedidactic și personal medical. Așteptăm. Ca de obicei, așteptăm de foarte mult timp. Dar așteptăm. Da. Acum, și dacă vine săptămâna viitoare votul, cu siguranță colegii mei și directorii și profesorii nu vor beneficia de nici de personal didactic sau didactic auxiliar, pentru că trebuie să intre într-o logică legislativă. Organizarea unui concurs, 30 de zile, se anunță și așa mai departe.
Da, din păcate, la multe depindem de, de decidenții politici, ca să nu zicem altfel. După mine, așa cum ați văzut și aici în Latrice, aveți foarte multe informații, aici le-am pus cumva așa pe bază de probleme care au mai apărut, aveți foarte multe informații care pot să vă indice cum să faceți sau care sunt pașii de care cumva să nu uitați că de fapt asta v-am dat când realizați planul de acțiune și la care vă gândiți. Celălalt este foarte important, este cel de distanțare și de realizare a unui spațiu în clase. Care ar fi, să zicem, problem, partea pe care dumneavoastră o și aveți, să zicem, cel mai des folosită sau utilizată până acum? Cineva, care e cea mai mare problemă pe care o aveți cu aranjarea în clasă? Toată lumea știe și a rezolvat deja această problemă? Cred că cea mai mare problemă este legată de distanțarea, respectarea distanțării fizice, da? Dacă te referi la asta. Și de ce oare? Sigur, acum dacă discutăm despre studii sau, să zicem, dacă ascultăm de experții, păstrarea, sunt câteva condiții pentru a evita, să zicem, sau a diminua efectul, a diminua infectarea cu COVID. Și acestea sunt legate de distanțarea fizică, purtarea măștii, astea sunt lucruri importante. Și atunci, probabil că, sigur, nu știu, acum am citit unele studii, spun că 1,5 metri, unele 1 metru, altele spun că nu mai trebuie, mă rog, e lumea împărțită. Dar dacă specialiștii noștri din sănătate au spus că minim 1 metru, atunci trebuie să păstrăm această regulă. Regula fiind de minim 1 metru și purtarea obligatorie a măștii. Acum, s-a făcut un experiment la o unitate de învățământ, nu mai țin minte, undeva, nu știu dacă în Prahova sau nu știu unde, s-a scos din sala de clasă absolut tot, dar absolut tot, însemnând o rămas decât coșul de gunoi și catedra și băncile, dar absolut tot din sala de clasă s-au recuperat undeva vreo 5 locuri. Da, erau 15, de la 15 au ajuns la 20. S-a recomandat acest lucru pentru a păstra distanța fizică, să elibereze sale de clasă, să ducă pe coridoare, tot, dar absolut tot. Acum unele unități de învățământ au realizat, unele nu. Am vizitat unități de învățământ și nu toate s-au conformat. Și evident că atunci am împărțit în două colectiv. Deci distanțarea fizică este importantă. Acum se discută foarte mult și de acele, cum se numesc, chestiunea asta de plexiglas care se pune între elevi. În contextul în care nu ai o bancă modulară, da? Pentru o fiecare individuală, ci ai o bancă, eu știu, pentru două persoane sau mai multe persoane. Atunci această variantă este puțin costisitoare. S-a luat în calcul astăzi ca recomandarea făcută din ghid să nu neapărat să ia în seamă, în sensul că spune acolo că acel paravan să fie transparent. Nu, acum s-a constatat că nu e obligatoriu să fie transparent, în sensul în care poate fi și din carton. Vorbea inspectorul general de la Dâmbovița, da? Acolo la Târgoviște au o fabrică de cartoane și au zis că poate să primească pentru toate școlile din Târgoviște acest separator din carton, eu știu ce carton acolo au și pe care lipește cu un scoș din ăsta dublu adeziv și au rezolvat problema. Nu știu dacă au rezolvat problema, dar era o soluție identificată la Dâmbovița, da. Plexiglasul este foarte scump, lucrurile sunt foarte clare. Undeva la 200 de lei costă un plexiglas de o anumită dimensiune, cât e banca, să zicem, de lată. 200 de lei e destul de scump. Da, sunt foarte multe probleme iscate aici, pe care eu încerc acum să le scriu în sticky note, că au fost scrise în chat și nu în această, să zicem, în acest document în care am sperat să le strângeți. Eu am pus aici o
întrebare, o poză așa dintr-o sală de clasă și aș avea un primă, să zicem așa, idee pe care aș vrea să vă rog. Credeți că este corectă sau asta e cea mai bună împărțire într-o sală de clasă, cum este realizată aici? Intră pe colegiul de aparat pe tine mare. Deci, nu te simți obligat să răspunzi de azi. Cea mai corectă te referi? Nu. Dacă, bine, nu există soluție ideală, pentru că există cazuri diferite de acces, etc. Părerea mea, de exemplu, asta e strict cum am zis, părerea mea, este că, datorită faptului că de obicei intrarea aici ar fi în partea aceasta, ar trebui creat un spațiu liber în această zonă, să zicem, da? Să folosesc un creion colorat ca să pot să arăt acest lucru, da? Ar trebui în față creat o zonă liberă. A fost, de exemplu, mai ales cum am avut învățământ primar, tot așa ca și acum și gimnazial, foarte mult în întâlnirea anterioară, este problema cu accesul la tablă, dacă ai scos copiii la tablă sau nu. Părerea noastră este că nu neapărat trebuie scoși la tablă. Din nou, aici ar trebui să fie un culoar liber, spre geamă. Trebuie realizată o aerisire continuă și aici accesul așa trebuie să se facă a copiilor, pe un traseu care să meargă în jurul clasei. Ăsta ar fi cazul cel mai ideal, dacă s-ar putea, încât să poată să fie realizat cât se poate de corect în lucru, să zicem, pentru copii și pentru elevi și pentru elevi mama și pentru cadrul acesta, pentru că aici va fi o zonă care noi o considerăm ca un fel de zonă tehnică, da? Care este, să zicem, zona cadrului didactic, în care el trebuie să rămână, cum să zic, aici va fi instalația IT, probabil. Un laptop, camera video a laptopului care ar cam trebui să fie tot timpul indicată spre cadrul didactic. Am sugerat întotdeauna și în ghid găsiți asta, folosirea unor căști de acest tip cu microfon, chiar dacă sunt cu fir, astea îți dau ceva mai multă libertate de mișcare. O să te miști un metru, ești lipit de tablă și de masă, mai ales că probabil veți avea elevi foarte mulți care nu vor fi în clasă. Da? Nu vor fi, vor fi și acasă. Deci, nu cred că vor exista clase în care toți copiii care vor învăța vor fi doar în sala de clasă. Sunt convinsă că vor fi clase care vor fi și în acasă. Și atunci va trebui să aveți un model prin care predați în sala de clasă la un număr de elevi și la un alt număr de elevi în acasă, care este foarte dificil de realizat și tehnic și uman, vă zic asta din experiență, că necesită foarte multă concentrare. Și noi am mai recomandat așa să existe încă o cameră video, un webcam mai micuț, așa, care să fie îndreptat spre clasă, încât camera de la laptop sau așa, care de obicei de rezoluție mai bună, sau acum dacă camera cealaltă e de rezoluție mai bună, poate fi folosit și telefonul, să știți, camera de la telefon, pus pe un stativ sau chiar sprijinit numai cu niște cărți sau cu niște caiete, încât să filmeze tabla și, bineînțeles, partea aceasta de sală de clasă. Deci de aceea ați avea nevoie de două, fie camera de la calculator, laptop și una să fie camera de la telefon care poate să fie. Da? Acum, în condițiile în care învățământ primar, copiii trebuie să iasă la tablă. Se pune întrebarea foarte mult cu marcări. Acum au fost foarte multe discuții, că le-am auzit și în seminarul dinainte, că de unde luăm marcări. Vă recomandăm să aveți marcări cât se poate de bune. Nu? Cred că aici se poate lucra foarte mult și poate ține foarte mult și de Consiliul de Administrație a fiecărei școli, dacă s-a putut descurca cu asta, că scrisul cu marcări de bună calitate pe tabla albă se poate transmite și în digital cel mai bine. Scrisul cu cretă nu va mai ține atât de mult. Deci, dacă asta e soluția care, la care sunt, există niște școli, va fi foarte dificil de utilizat acest lucru, fiindcă trebuie șteasă tabla, e un burete unic, chiar dacă îl ștergi cu șervețele umede și arunci acele șervețele umede, dacă se strecu cretă, nu-i chiar așa de simplu. Deci de aceea credem că trebuie delimitate niște zone foarte clare în clasă, în care să existe un spațiu care să fie un spațiu în care se mișcă cadrul didactic cel mai mult
și spațiul în care se mișcă elevii în continuare. Văzut că cineva a și zis aici, copiii pot să iasă la tavă de ce fiți stabilit în clasă și să strec cu carioca proprie, cum ar fost. Da, într-adevăr, ăsta este una dintre indicațiile care și în ghid există și sunt recomandate. Dar este destul de greu de realizat. Eu personal, în condițiile în care trebuie să înghesuiți mai mulți elevi într-o singură clasă, nu știu, asta cu paravanele. Eu v-am zis o discuție cu colegi din alte, să zic așa, nemții au mers pe ideea de paravane și după o săptămână au dat concluzia că nici cea mai bună soluție. Fiindcă sunt foarte greu de curățat continuu și păstrează mult mai mult timp microbii pe ele. Deci, nu știu, oricum purtarea măștii obligatorie, deci asta nu mai este cu discuție. Dar propunerea pe care noi vă facem este să încercați să vă gândiți la toate aspectele și să vă faceți un plan și o structură a clasei și după aceea, mă rog, în spațiile comune vom mai discuta, care să ia în calcul elementul și hibrid. Deci în cazul în care nu predați, nu aveți doar elevi în clasă. Aveți o parte de elevi care sunt acasă, fiindcă nu toți vor putea să participe la școală și trebuie să-i puteți lua în considerare. Asta va fi sarcina atât a fiecărui cadru didactic, cât și a școlii să-și realizeze planurile și împărțirile în clasă. Dacă are cineva niște idei, propuneri, și din nou, dar e legat de markere, dacă nu există markere proprii pentru fiecare, acea tăviță în care să stea markerele, care să fie pus la oră, să se evapore și într-o bucată, un șervet absorbant și să fie luat de acolo și scris cu el, poate să fie o soluție de compromis destul de bună. Din nou, s-a mai tot zis aici, să existe două posibilități de dezinfectare, una la intrare în clasă și una mai în spatele clasei sau lângă tablă, încât să poată să existe acea dezinfectare de mâini și în acele zone. Cine are alte propuneri sau idei, destul de repede că mai avem încă două table din astea de lucru. Nu, apropo de marker, poate să folosească un marker, dar ar trebui ca acolo când pleacă de la tablă să se dezinfecteze și după aia mergem să fie unul și pe catedră o chestie de asta de dezinfectant, să fie pe catedră și atunci e ok, cred că poate să folosească, pentru că poziția de asta a folosit fiecare marker e destul de complicată. Da. Nu ca resursă, dar cu siguranță știți cum am fost noi elevi, ce înseamnă asta. Bal uiți, bal dai, bal nu ții cont de el, că nu e așa relevant și important, până conștientizăm. Așa că, dacă este pe catedră o chestie de acest gen, se face dezinfecția mâinilor și gata. Ok. Da, e foarte bună ideea și văd că au mai fost câteva idei pe aici. Am copiat acum din chat, după cum ați văzut, fiindcă la chat nu veți avea acces așa, dar suntem și întrebați, înregistrarea va fi disponibilă, veți primi un link și doar pentru dumneavoastră va fi disponibilă deocamdată, fiindcă nu știu dacă avem posibilitatea să o facem public, adică considerăm că dacă va fi, că nu e informație secretă pe aici, atunci le vom face publice, dacă nu, sunteți și dumneavoastră prinși cât de cât în imagini video și de acolo avem problema aceasta, dacă le facem publice sau nu. Dar aceste fișiere vor rămâne pentru dumneavoastră. Deci ele sunt pentru dumneavoastră ca și tot spațiul comun pe care l-am creat cu dumneavoastră aici. Da? În cadrul spațiilor comune și a toaletelor și a holurilor, care este problema pe care ați identificat-o și ați găsit soluții la ea sau așa ceva? Aș putea să intervin eu puțin aici, pentru că la spațiile comune e o problemă de resursă umană, de monitorizare a elevilor, pentru că pauzele sunt destul de scurte și cu siguranță profesorul trebuie să meargă în cancelarie, trebuie să se dezinfecteze, trebuie să ia un nou catalog, să mai discute două, trei vorbe cu un coleg, să meargă spre sala de clasă. Cu alte cuvinte, problema monitorizării este delicată aici. Știm foarte bine, foarte bine cu toți deficitul de personal care există în unitatea de învățământ.
capacitatea de responsabilizare a școlii foarte importantă. Avem fel de fel de colegi, profesori care reacționează, eu știu, nu violent, dar orgolios când e vorba de a se implica. Și în această perspectivă, cred că asta e cred eu, principala, da? Colegii noștri poate să identifice și altele. Doamna director de la, nu mai țin minte, doamna Dana, ce credeți că, care credeți că ar mai fi probleme identificate la spațiile comune? Din fericire, eu am personal nedidactic și am făcut o împărțire pe paliere, deci având 3 paliere, cu câte 2 toalete. La o toaletă va sta în permanență o femeie de serviciu, în pauză vorbesc, iar la cealaltă toaletă va fi câte un profesor care va supraveghea acum 4 clase și o toaletă. Este greu, dar nu toată lumea acceptă, dar i-am împărțit în așa fel să acopăr. Din punctul ăsta de vedere stau bine. Și este ok pentru că am foarte multe toalete, adică spațiu îmi permite. Dar, mai ales la primar, unde ei trebuie foarte bine supravegheați sau mai atent supravegheați, am clase micuțe cu un număr redus. Problemele mele apar la gimnaziu și la liceu. La gimnaziu sunt clasele mai aglomerate și la liceu foarte aglomerate. Pot să intervin puțin? Poate da, te rugăm, Cătălin, da. Să aduc o perspectivă puțin diferită în acest dialog. Faptul că și comportamentul elevilor în școală ar trebui să devină o competență pe care dascălii o pot forma. Și atunci ar trebui să ne gândim la partea de monitorizare sau de control al elevilor ca o măsură temporară de formare a unor abilități, a unui mod de funcționare, a unei atitudini comune a grupului, care să dureze probabil la început, o perioadă în care cadrele didactice cu personalul auxiliar să facă front comun temporar, până când elevii conștientizează importanța propriei asumări. Dar pentru acest lucru, repet, cred că am spus-o și miercuri, este nevoie de a le acorda puțin mai multă încredere și să fie tratați cu un anumit nivel de... să-i privim mult mai autonomi decât să stăm în permanență cu teama că ei vor brava în permanență. Și probabil că după o perioadă tampon de 2-3 săptămâni s-ar putea să nu mai fie nevoie de această monitorizare. Dar ține foarte mult de cum va fi abordată situația la nivel de colectiv. Pentru că dacă vor fi învățați că cineva va sta întotdeauna cu joarda la ușă sau îi va controla, în momentul în care acea persoană nu poate să facă față sau nu este acolo, ei vor încălca acea regulă. Dar dacă ei sunt în permanență informați și îndrumați să-și asume propria responsabilitate pentru sănătatea lor și a celorlalți, s-ar putea să vedem un comportament social îmbunătățit care să ajute cumva societatea pe termen lung, adică să nu o privim doar ca pe o chestiune punctuală acum. Mulțumesc foarte mult. Da, am să trec acum puțin, că deja s-a făcut destul de, am mai consumat din timp. Am să mă duc mai departe, că așa cum am zis că este foarte important comunicarea care o avem și partea de comunicare. V-am și dat acolo un link. În acest spațiu deja am scris notițele care le-am mai găsit scrise prin alte părți. Și acum v-am dat un link pe partea de comunicare. Partea aceasta de comunicare este foarte importantă în această perioadă. Și în matrice o să găsiți că este împărțită pentru mai multe zone, pe mai multe paliere, o
comunicare generală, o comunicare în cazul de situații excepționale, o comunicare care să se realizeze în scop, să zicem, educativ și instrucțional. De aceea considerăm că e foarte important ca acest lucru să se întâmple. Primul pas în această comunicare constantă, continuă și foarte bună pe care noi îl recomandăm este existența unui singure, o platformă comună la nivel de școală, da? Care este și platforma de educație, să zicem, și care are și structurile create pentru comunicare. Deci, în cazul lui Google Suite, da? Deci el are și posibilitatea de chat și de meet foarte bine structurate. Da? După aceea există posibilități de comunicare pe grup, în funcție de diferite tipuri de grup, fie că sunt de WhatsApp sau de Facebook, fiindcă este această comunicare care este necesară. Dar ea trebuie să fie cumva la nivel unitar realizată și asta este, ține parte din zona de unelte, în general. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l considerați este că ea trebuie să fie corectă, deci trebuie să ia în considerare toți actorii. Una, să fie continuă, deci să nu aveți momente în care să nu mai comunicați sau în care comunicarea să fie întreruptă sau defectuoasă și colaborativă. Luați în considerare că aveți mai mulți actori care lucrează în spațiul educațional. Deci atât managementul educațional, cât și părinții, elevii și dumneavoastră profesorii sau profesorii individuali sau așa ceva. Toți trebuie să lucreze împreună. Această comunicare generală are mai multe aspecte. În primul rând, ea este, să zicem așa, pe paliere. Care ar fi ideile primele care vă vin? Mai să vedem cine mai are vreo propunere și vreo idee dintre dumneavoastră. Chiar vă rog. Dar nu fie că vorbim doar noi și doar noi zicem pe aici. Și puteți să scrieți notițele și aici, fără probleme. Una dintre ideile care a apărut este existența tot timpul a unei comunicări de urgență. Haideți să începem. Da, vă rog, spuneți. Ce mai zici? Doamna Oanță. Cred că doamna și-a deschis microfonul din greșeală. Deci una dintre ideile care a fost în special comunicarea de urgență. Da? Pentru asta trebuie să aveți contact al tuturor, al părinților, da? Profesorilor, un contact cu DSP și cu eventual cu ceva personal medical. Da? Care trebuie să fie, să existe în permanență. O altă posibilitate de comunicare, da, te rog frumos, Cătălin. Aș dori să adaug ceva, o informație poate utilă. Se vede? Stai să fac mai mare. Dacă trebuie să... Așa, da. Cred că trebuie să-l și sparg puțin. Legat de comunicarea de urgență, cel puțin la nivel de județ Timiș, ceea ce se face este trimiterea unui e-mail pe adresa epidemiologia@dsptimis.ro cu subiectul. Din păcate nu reușesc să fac funcțional. Haideți să văd dacă merge cu alt. Nu. Dar se vede? Așa? Stați să văd cum vedeți dumneavoastră. L-am copiat eu, vezi că ți-l șterg pe ăsta. Așa. Nu știu dacă toate elementele sunt aici bine puse acum. Elementele sunt cumva îngrămădite, dar ideea este următoarea. Trebuie trimis un e-mail către epidemiologie@dsptimis.ro cu subiectul pozitiv din școala și dați numele școlii
Și în interior puteți să aveți informații despre nume, CNP, telefon, adresă, ultima dată când a fost la școală copilul și clasa din care face parte. Acestea sunt informații pe care trebuie să le trimiteți către adresa mai sus menționată, în cazul în care identificați un caz de COVID în clasa dumneavoastră. Dar probabil că pe linie ierarhică se merge de la cadrul didactic spre managerul educațional, dar lucrurile acestea ar trebui să se întâmple într-un timp foarte, foarte scurt. Și apoi anunțat DSP-ul. Iar legat de punctul comunicare în școală, clasă și mai ales familie, este important ca părinții din clasa respectivă să fie anunțați, astfel încât să ia măsurile necesare pentru a observa dacă copiii lor au fost sau nu contaminați. Da, este foarte dificil. Văd aici și eu o întrebare că este foarte greu să decide dacă părintele nu vrea să-și dea numerele de telefon. Deci, din nou, venim la aceeași problemă care s-a mai fost. Cum poți să-i obligi? Nu știu cum. Nu avem un răspuns pentru această... Noi credem că totuși toți părinții sunt responsabili și cred că aici va trebui lucrată, mai și zis, la responsabilizarea tuturor actorilor, atât a copiilor, cât și a părinților. Deci trebuie să acționăm cât se poate de responsabil cu toată lumea și școala poate că uneori mai trebuie să-i educe din păcate și pe părinți să fie responsabil. Deci nu avem altă soluție în anumite condiții. Da? Cătălin, se scrie în chat că se dorește distribuirea Deci, în această parte de comunicare generală, o altă idee pe care vă rog să o luați în considerare este, de exemplu, ședințele cu părinții. Deci, în care să și comunicați cu ei. Da? Pot să fie online prin videoconferințe. Da? Foarte simple, aveți Google Meet, am scris acolo uneltele care sunt standard în partea dumneavoastră. Deci, creați-le cât se poate, nu foarte des, dar și destul de des. Deci, înainte se făceau o ședință cu părinții sau două pe semestru. Acum poate că e cazul să le faceți ceva mai des și puțin mai mult. Da? Dacă pentru această parte de comunicare generală mai aveți vreo idee, vreo propunere, dacă noi trebuie să discutăm un pic despre comunicarea în clasă și cum se poate ea realiza. Da? Dacă are cineva idei sau păreri, vreau să vă auzi și pe dumneavoastră. Noi am propus acest lucru să fie cât se poate de colaborativ. Cred că acest lucru se potrivește aici foarte bine. Dacă nu, una dintre ideile poate destul de importante în această parte de comunicare în clasă și de mod educațional este că creând medii de comunicare, deci care, să zicem, sunt poate mai dificile, mai ales în situația hibridă sau în modul online sau așa ceva, trebuie să luați în considerare câteva aspecte. E mult mai dificil să, nu știu, să responsabilizezi sau să scoți în evidență pe cineva, poate în mediul digital sau în online. De aceea e bine să folosiți mesaje individuale, este bine să folosiți forumuri de comunicare digitale care există și pe în Google Classroom pentru comunicare mai mare. Să scoateți în evidență elevii care sunt cu rezultate. Constant, continuu să încurajați. Pentru că una dintre cele mai deficiente, să zicem, părți în zona aceasta de comunicare este lipsa încurajării și poate această perioadă de pandemie a distrus în foarte mult dintre elevi încrederea în ei, încrederea de a mai socializa într-un mod sau altul sau de a mai vorbi în public sau de a ieși în public și de aceea trebuie, credem noi, constant să-i responsabilizați cât se poate de mult și să-i încurajați, să vorbiți cu ei cât se poate de încurajant în toate aspectele. Credem că această comunicare la nivel de clasă trebuie realizată și pentru a putea face activități în care să puteți să lucrați în grupe cu ei, da? Și să puteți să comunicați cât se poate de bine cu ei în grup.
Nu are nimeni nicio părere, nicio opinie. Bun. Da, foarte bună ideea, deci care a venit aici, cu scenariul hibrid în care sunt perechi, da, deci formate dintr-un elev din clasă și unul de acasă și cel din clasă primește întrebările colegului pe telefon și le transmite profesorului. Da, și acest lucru. De asemenea, există în această parte de comunicare sau de relaționare, așa cum am mai zis, și alte unelte, deci uneltele de votare online, deci Mentimeter. Sunt scrise în ghid foarte multe, deci aici poate că am să și scriu o notiță că sunt foarte multe unelte care sunt în ghid, links și exemple, da? Și fiindcă am început să vorbim de această parte de grup, da, cred că este foarte importantă să înțelegeți că doar în grup puteți să lucrați foarte bine. Pot fi create grupuri diferite, da? Există grupuri deci, care pot să fie create la nivel de crearea de grupuri, care pot să fie și grupuri de creare de resurse educaționale, care pot să fie colaborativ create atât la nivel de clasă, la nivel de școală, obligatoriu, și la nivel de profesor de aceeași specialitate, care să colaboreze împreună și care, cum am zis, comunicarea de colaborare și care să creeze conținut, să își împărtășească din resurse, din soluțiile găsite, din probleme și să ceară ajutor unii la alții. Dar este foarte importantă această comunicare și creare de grupuri care pot să vă ajute foarte mult. Cealaltă posibilitate de creare, da, de grupuri, acestea sunt crearea de grupuri de lucru și de comunicare pentru crearea de resurse. Este crearea de grup la nivel de elevi. Și aceste elevi, această creare de grup la nivel de elevi trebuie să fie creată pe materii, pe discipline, pe zone de interes. Deci ea poate să fie odată în funcție de lecție, în funcție de conținut, da? Și pe disciplină, dar pot să fie și interdisciplinare. Am să scriu mai puțin și am să încerc să explic ceva mai mult, ca să poate să înțelegeți, deși sunt convinsă, nu e idee nouă și sunt ceea ce se numește peer learning și project-based learning și group learning, da? Este elevii, de exemplu, dumneavoastră aveți într-un semestru la o anumită disciplină 8 capitole, da? Predarea se face de obicei pe bază de capitole. Acele 8 capitole le împărțiți pe grupuri de elevi, da? Dacă vorbim pentru o singură disciplină. Sunt 2 sau 3 elevi care iau un singur capitol. Pentru acel capitol din acea disciplină, ei trebuie să studieze în profunzime subiectul, să găsească resurse educaționale, videouri, animații, să creeze ei o prezentare care să folosească diverse resurse educaționale, pe care atunci când vine locul acelui acelui capitol, să o prezinte în fața clasei și toți colegii au obligația de a comenta, de a pune întrebări și de a veni cu resurse și cu informații suplimentare. Puteți să încurajați chiar să le caute pe online atunci, în acel moment, sunt abilități de căutare și de identificare și de validare de informații într-un mediu digital care sunt încurajate și sunt informații valide și foarte importante acum pentru un copil să fie format. De aceea, această activitate de tip grup vă ajută din mai multe aspecte. În primul rând că ei vor fi mult mai implicați în a învăța mai multe subiecte. De ce? Pentru că învață foarte bine un anumit capitol, o anumită zonă din disciplina pe care o predați, dar sunt obligați să găsească informații și să fie foarte atenți, pentru că trebuie să găsească informații, că asta e parte din sarcina pe care o dați, și la celelalte subiecte care sunt prezentate de colegii lor. În condițiile acestea, toate studiile și toată cercetarea care se făcută pe toate palierele educaționale demonstrează că între 30 și 60% din materie este însușită foarte bine, adică în profunzime. Se închide complet ciclul de învățare. Știți taxonomia Bloom și toată teoria din spate care arată cum se
închide ciclul de învățare. Aceste tipuri de activități și de comunicare și de realizare de informații ajută foarte mult la aceasta. Vă garantăm că vor fi mult mai motivați și mult mai implicați elevii în a crea aceste lucruri. O să-mi spuneți, bun, dar în planul de lecții, cum le introduc, cum le aduc. Nu e chiar așa de dificil să le aduceți și să le puneți, pentru că ele pot să fie integrate în planurile de lecții, în activitățile pe care le faceți cu elevii. Nu elevii prezintă absolut tot întotdeauna. Plus că dumneavoastră, mai ales în condițiile acestui sistem de educațional care are o componentă digitală destul de importantă, trebuie să puteți să creați resurse sau să identificați, și o să vorbim puțin mai târziu de ele, resurse educaționale, digitale sau, care să vă poată permite informarea și publicarea resurselor în clasă pentru toți elevii, fie că sunt în clasă, fie că sunt în afara clasă. O altă idee este crearea de grupuri interdisciplinare. Adică aveți exemplu, nu știu, o disciplină. Mai devreme dădeam și un exemplu cu de fizică și de chimie care faci cu lămâile. Da? Deci aprins cu acidul de la o lămâie, poți aprins un bec, da? Sau să creezi curent. Cum? Aici e și fizică și chimie, da? Destul de multă și automat și înțelegerea altor concepte. Altfel am dat pentru istorie. Ai de învățat regatul Dacic. Da? Poți să vorbești despre Sarmisegetusa și să combini mai multe discipline, deci și partea de geografie. Deci a fost importantă poziționarea geografică a Sarmisegetusei. Vorbești despre dealuri, despre râu, cum s-au folosit astea în tot felul de alte lucruri. Sunt foarte multe elemente pe care puteți să le folosiți pentru crearea de activități de grup interdisciplinare. Da? Și vom mai vorbi în curând și despre posibilitatea de resurse. Dacă Și este foarte vital să colaborați între dumneavoastră, cadrele didactice, și să colaborați și împreună cu ele. Dacă sunt alte opinii sau idei aici, vă rog frumos. Cătălin, dacă tu vrei să intervii puțin la partea de comunicare și de videoconferință, da, există foarte mult posibilitatea de utilizare de videoconferință și am tot vorbit despre cum se poate face și amplasarea în clasă. Păi, dacă ne referim strict la comunicarea în timpul orelor, mai ales în cazul alegerii unui model hibrid, am văzut un comentariu, un post-it, care spune că ar trebui făcute perechi de elevi, unul de acasă și unul de la clasă, care iar cel din clasă să primească pe telefon întrebări pentru cadrul didactic. Pe de o parte, nu aș recomanda un astfel de exemplu din următorul motiv. Elevii, jumătatea din clasă a elevilor, există șansa mare să își petreacă timp pe telefon încercând să citească sau să comunice cu cei de acasă. Și asta i-ar distrage de la oră, n-ar mai putea să fie atenți, distrage atenția în timpul orei. Mai mult decât atât, este recomandat ca profesorul să fie conectat cu elevii de acasă pe un al doilea monitor, adică să-i observe și să citească întrebările care de obicei pot fi puse în secțiunea Q&A, indiferent că vorbim de Zoom, că vorbim de Google Meet sau de Microsoft Teams, platforme pe care se pot face lecții online. Și astfel se poate interacționa mult mai bine cu toată lumea. Ceea ce recomand este, apropo de comunicare, și am spus-o și grupului precedent, să aduceți o notă de calm și o notă de încredere în grup. Pentru că în această perioadă în care majoritatea elevilor, dar și părinților, trăiesc o stare de incertitudine și disconfort, dumneavoastră sunteți până la urma urmei cei care puteți să aduceți echilibru și să le dați acel sentiment de încredere și de liniște că lucrurile sunt sub control.
Și asta o puteți face prin comunicare, prin limbaj, prin paraverbal și cred că va aduce o notă de calm și de coordonare mult mai bună dacă veți fi acești lideri în comunicare. Pentru că avem destul de mult stres venit din toate direcțiile în această perioadă. Da, mulțumesc foarte mult, Cătălin. Văd că sunt câteva întrebări pe aici legate de niște clase care, și după părerea mea, sunt destul de mari, dar, mă rog, nu putem noi să gândim acum toate aspectele care pot să apară sau nu pot să apară între mai multă lume și cum pot să apară ele. Da? Poate că este foarte important să ținem cont de faptul că trebuie să fie mesajele, trebuie să fie tot timpul foarte pozitive, cu responsabilitate și motivaționale și să scoată în evidență ceea ce realizează bine elevii, nu altceva. Aș dori să mergem un pic mai departe spre partea de resurse IT, dacă nu are nimeni vreo întrebare de partea de realizare de resurse efectiv. Sunt cineva care dorește să mai completeze ceva aici, pe zona de comunicare sau nu? Văd că, să știți că la seminarul de la ora 1 au fost mult mai activi colegii care au venit din mediul neurban, să zicem așa. Apropo de întrebarea după de ce? Mai devreme. Da. Asta e părerea, asta e concluzia. Apropo de întrebarea de mai devreme, legată de cum se realizează schimbul între profesori la o clasă pregătitoare cu 31 de elevi, având în vedere că ora este de 30 de minute și se lucrează în două schimburi. Profesorul respectiv va sta o oră? Foarte bună întrebarea și cred că dacă există și altcineva în aceeași situație care s-a gândit mai mult la o soluție pentru o problemă de genul acesta, chiar v-am invita să o puneți, pentru că de când am gândit aceste seminarii, le-am gândit că inteligența grupului și mai ales că faceți parte dintr-o elită a societății, poate să aducă mult mai multă eficiență și mult mai multă calitate în toate propunerile decât poate să o facă un grup mic de oameni care vorbesc mai mult, poate din zona teoretică. Chiar 37, văd. 37, da. Da, deci acum v-am dat un link la zona de resurse care o găsiți deja în chat. De aceea am și din screen ca să vă fie mai ușor să identificați acest link, această zonă. Și haideți să vedem atunci care ar fi zona de resurse și am să fac eu din nou prin share și am să vă arăt câte resurse și câte informații există și în zona de ghid și unde găsiți foarte multe informații. Da, deci atât în ghid veți găsi foarte multe resurse și foarte multe informații. În zona de mobiculețe, mă duc mai încolo, fiindcă am trecut un pic. Merge mai greu pentru că folosesc foarte multe unelte care le-am deschise acum în simultan. Și din cauza aceasta, inclusiv, probabil, viteza mea la internet a scăzut. Vedeți că aveți deja aici recomandări privind infrastructura IT în ghid, care sunt destul de detaliate. Vă dau inclusiv informații despre partea de lucru între modiculez că documentul a plecat de acolo. Da? Nu știu ce s-a întâmplat aici. Trebuiască să le fac un refresh la el. A rămas o parte de ecran vizibilă prost. Deci aveți o parte care vă arată efectiv partea de lucru.
acest document, cred că este deschis de foarte multă lume acum, recomandările de bună practică și... nu mai este atât de facil de arătat. Nu mai zic să mă duc în matrice până atunci, da? Deci în zona de matrice aveți aici o parte de infrastructură de IT care ia în considerare mai multe elemente, atât de la nivel de școală, deci existența conexiunilor de internet, etc., cât și la nivel de clasă, deci existența unui calculator cu cameră video, unor căști audio, unei plăci audio, existența unei table pe care să se poată înregistra, folosirea, inclusiv, cum am spus, a telefonului mobil ca și cameră video secundară și de comunicare simultană, cât și pentru elevi aceste elemente și în ghid sper că el a reușit să se încarce, văd că a înțepenit de tot partea asta de ghid, nu se mai încarcă pagina deloc deja, cred că s-a întâmplat ceva cu el în poziția în care era, este una dintre, îl vizualizează foarte multă lume în același timp, din păcate acum nu pot să vi-l arăt, dar în ghid, trebuie să văd dacă se încarcă, aveți niște pagini întregi, nu, deci în pagini întregi, care le puteți găsi, mi se pare că de undeva de la pagina 20 încolo, dacă bine țin minte, o întreagă zonă legată de infrastructura de IT, inclusiv de viteza de conectare la IT, de care ne sunt recomandările de echipamente și foarte multe link-uri și legate de resurse. Da? În această parte de zonă de resurse, v-am pus aici, scuze, în zona pe care o aveți de lucru, că cel mai important lucru pe care noi vi-l recomandăm este să existe o singură platformă pe școală. Fie că această platformă este un Google Suite, da? Office 365 sau alta, da? Aceasta este foarte important, ea să fie unică. Există cumva alte platforme pe care vă propuneți să le folosiți și pentru care aveți nevoie de lucru? Nu văd absolut pe nimeni să zică ceva. Aici, legat de infrastructură, am să vă spun că din ghid găsiți foarte multe informații, fiindcă acum, din păcate, nu vi le pot arăta, fiindcă am înțepenit ghidul, link-ul de ghid, nu mai se poate încărca, văd că, dar v-am pus mai multe zone în care găsiți zonele de resurse de ghid, da? Ce alte platforme educaționale mai folosiți? Văd că lumea este Moodle. Așa, foarte bine, da. Vorbim, da, deci una dintre celelalte platforme pe care și noi le folosim foarte mult este Moodle, este o platformă deschisă. A fost una dintre discuțiile foarte mari care au apărut, au fost cele legate de partea de securitate și de confidențialitatea datelor. Trebuie neapărat să vă asigurați împreună cu echipa de IT de la dumneavoastră, de la școală, că această parte de securitate și de confidențialitate a datelor există și este bine protejată între dumneavoastră și tot. Trebuie neapărat să aveți, pe lângă partea de platformă, acestea educaționale și acces la niște documente care să vă asigure că sunteți acoperiți și legal, aici vorbesc mai ales pentru directorii de școală, că elevii și părinții le accesează corect, că informațiile de acolo sunt puse doar de ei, etc. Și să le faceți și un instructaj. Este foarte important să existe mici tutoriale și mici instrucțiuni care să fie făcute. Și din nou, iarăși aici este bine să lucrați colaborativ pentru fiecare nivel de, să zicem, de lucru. Un fel de instructaj și un fel va trebui făcut pentru elevii de la primar și în altfel pentru elevii de la gimnaziu sau de la liceu. Deci de aceea este foarte important să existe aceste instrucțiuni și tutoriale făcute care pot să fie folosite și unele care
există deja, adaptate, dar ele trebuie să fie asumate la nivel de școală. Da? La nivel de școală și să existe obligatoriu, pentru că altfel nu știu cum ce spune, că din ce în ce mai prost, sunt foarte obosită. Curând nu o să mai fac multe. Deci în care trebuie neapărat să puteți să găsiți, cum să zic, acoperirea și legală și tot pentru ca să puteți să funcționați ele. Am mai văzut aici că spune cineva că Cisco Webex. Cisco Webex este doar pentru videoconferință. Dumneavoastră vă trebuie obligator o platformă educațională în care să puteți să încărcați resurse educaționale, deci tot felul de materiale care există și pe care le găsiți și pe care le puneți, da? Și pe care să le puteți adăuga cât se poate de ușor într-o platformă la care toată lumea să existe într-un singur loc și să își poată găsi informațiile ușor și să poată să se ducă în profunzime să le găsească. Deci să nu fie că nu le găsesc structurate aiurea, să fie pe clasă, pe materii, pe discipline, indiferent ce activități face, că găsiți resurse, clipuri video, alte resurse de altundeva pe care le puneți aici în această parte de informare, ele să existe și să fie la un loc. Deci să îi fie ușor și profesorului și elevului să le poată găsi. Da? De aceea vorbeam și de instrucțiuni și de tutoriale care să fie adaptate și asumate cumva la nivel de școală. Nu trebuie să aveți doar, să nu vă focalizați pentru partea sincronă, deci de comunicare așa față în față. Este foarte important să aveți resurse care să vă permită învățarea asincronă. Indiferent că și dacă vin copiii la școală, copiii vor veni la școală pe un program mult mai scurt. Există diferite scenarii care sunt adoptate de diferite școli, de licee, care nu permit ca copiii să stea la școală 8 ore sau 10 ore, ci vor sta mult mai puțin, mult mai puține ore. Automat trebuie să le puteți da la dispoziție resurse educaționale, zice, au manualele. Manualul nu este doar suficient, este resursa educațională incipientă, inițială. Ele trebuie găsite și explicate și găsite elemente video, animații, de oriunde care să poată să fie folosite și integrate. De aceea aveți nevoie de ele. Și în recomandările din ghid veți găsi câteva pagini întregi de link-uri și de resurse care pot să existe și să fie. Apropo de ghid, scuză-mă că te întreb, apropo de ghid, am lucrat puțin pe el acum pentru că apăruseră câteva modificări, sugestii de la dragi persoane care au intervenit pe ghid și l-au dat peste cap și a revenit la o versiune anterioară care este cea bună. Trebuie probabil doar să-i dai un refresh și vom avea acces la ghidul în regulă, pentru că forma de mai devreme avea doar 22 de pagini din cele 44 și era întortocheat materialul pe acolo. Așa că acum ghidul este disponibil și îl puteți vedea în formatul corect. Și apropo de resurse, probabil că știți de EduCred, am să pun și link-ul, deși se găsește și în ghidul nostru digital.educred.ro. Da. Este proiectul pe care îl promovează ministerul în acest moment și acolo găsiți recomandări atât legate de platforme, cât și de resurse educaționale deschise. Pentru predarea online, una dintre resursele care mi-a picat în mână și mi-a fost cumva recomandată și de un director de școală și de un cadru didactic, este o carte pe care poate unii dintre voi o cunoașteți. Captivează-ți elevii în online mai ceva ca în clasă. Și este scrisă de trei timișoreni, Călin Iepure, Răzvan Curcubătă și Bogdan Vaida. Noi la ONG-ul INEDU, Inițiativă în Educație, avem 4 exemplare.
pe care le-am primit donație și pe care le putem pune prin biblioteca INEDU la dispoziția celor interesați. Dacă doriți să intrați, să împrumutați cartea, care are destul de multe elemente de bună practică, mici trucuri pe care le pot face adulții ca să predea mai bine, să se conecteze mai bine cu elevii, să transmită informația. Și vă recomand cu căldură aceste cărți. Dacă doriți, puteți să îmi scrieți pe... Am scris în chat și o adresă de e-mail. Bun. Acum, fiindcă între timp eu am scris niște informații în această parte, vreau să vă pot explica că, mă rog, să zicem, zona aceasta de resurse educaționale mi este mie cea mai aproape de specializarea pe care o am în ultimii ani. Deci, în primul și în primul rând, cel mai important lucru este să puteți să identificați, să validați și să utilizați resursele existente. Și din nou aici este mai mult decât, să zicem, important să accesați resursele existente de calitate. V-am pus în ghid foarte multe link-uri și foarte multe indicații de cum puteți să găsiți aceste resurse. Cătălin a zis aici despre proiectul EduCred în webinarul de la ora 1, am avut-o și pe Carmen Holopescu, care sunt experții din proiectul EduCred și care acum a lansat un call național de creare de resurse educaționale deschise. Aceste resurse educaționale deschise s-au mai creat, adică au fost create în ultimii 10 ani continuu de către școli. Inspectoratele școlare județene și Casa Corpului Didactic au avut și continuă să aibă în anumite zone link-uri întregi, liste întregi cu resurse educaționale care deja au fost create. Ele există, cred, în Digitaliada, în Didactica, în didactic.ro, da? În câteva site-uri și sunt puse toate în ghid, așa cum am zis, și la Casele Corpului Didactic și la Inspectoratele Școlare Județene găsiți aceste link-uri. Este poate cel mai dificil lucru este să validați calitatea lor și să știți care dintre ele, fiindcă sunt mii, da? Inclusiv în limba română sunt zeci de mii. Să știți care este cea mai util pentru anumită clasă. Iar aici, sau pentru anumit subiect, pentru anumit capitol dintr-o disciplină, sau pentru anumite competențe. Aici intervine foarte mult din nou colaborarea dintre dumneavoastră, colaborarea pe care o puteți realiza pe anumite subiecte și pe anumite discipline. Am fost întrebați și la sesiunea dinainte, fiindcă împreună cu echipa de la Politehnică și cu colegii de la VES și din, să zicem așa, din școli, realizăm un curs acum pe care, două cursuri de fapt, unul este pentru focalizat pentru educație digitală, pentru tehnici moderne, cum vorbeam, deci de flip classroom, deci de clasa inversată, de învățarea pe grup, de învățarea și de evaluarea bazată pe elevi, deci elevii să-și evalueze, autoevalueze și să evalueze la alții rezultatele și să fie validate și încurajate și notate de către cadrul didactic la final, doar modelele de blended learning și, bineînțeles, un curs, mă rog, un fel de curs online, care toate vor fi oferite gratuit, deci că am fost întrebată deja cât vor costa, ele vor fi oferite gratuit și vor fi disponibile online, sperăm că în vreo 2-3 săptămâni. Unul care se va focaliza strict pe aceste resurse educaționale online, pe cursurile online libere, deci pe vestitele MOOCs, în care noi am și creat și în România un MOOC de genul acesta, există unicampus.ro, unde sunt foarte multe resurse și cursuri iarăși disponibile pentru toată lumea. Adevărat că mai mult pentru mediul universitar decât preuniversitar, dar puteți să le folosiți pe multe dintre ele. Asta e primul pas, da? Și de ce trebuie să fiți atenți aici când folosiți resursele educaționale pe care le găsiți? În primul și în primul rând de partea de licențiere. Dacă ele sunt resurse educaționale deschise, deci dacă sunt sub licență de liberă, Creative Commons, și pot să fie reutilizate, adaptate, traduse sau nu. Dacă sunt sub formă de copyright, ele sunt limitate pentru reutilizare. Puteți să le dați ca resursă bibliografică studenților, menționând că ele sunt cu copyright-ul unora. Poate că aici este o rugăminte personală din perspectiva, să zicem, universitarului din mine,
că vă rugăm foarte mult să încurajați copiii să înțeleagă că nu tot ce e pe internet se poate copia și nu totul este disponibil tuturor și că nu se poate integra. Ai găsit o imagine pe internet, o integrezi într-o prezentare că e pe internet, e la liber și poți o copiezi. Nu. Deci aceste lucruri sunt foarte importante și trebuie create, sunt abilități de media digitală și de competențe care trebuie create elevilor încă de la vârstele cele mai mici. Celălalt este de acces. Trebuie să vă asigurați că toată lumea, dacă nu puteți să copiați acea resursă și să integrați în platforma educațională pe care o folosiți, trebuie să vă asigurați că toată lumea are acces la acea resursă. Adică ea este disponibilă și pentru un telefon mobil și pentru un internet mai slab, fiindcă nu știți toată lumea de unde poate să lucreze și să aibă informații despre acestea și unde găsește internet ca să poată să lucreze. Și, bineînțeles, cum vorbisem inițial despre calitate. După aceea, ceea ce noi vă recomandăm puternic este să încercați să creați și să adaptați resurse. Primul pas ar fi să adaptați resurse educaționale deschise. Există foarte multe și pentru învățământul primar și gimnazial și liceal pe diferite subiecte care sunt create în foarte multe limbi de circulație internațională. Traduceți, fie că faceți printr-o subtitrare automată, dacă este în Google Suite, puteți să folosiți aceste unelte de traducere automată, de subtitrare automată, care multe dintre ele au această funcție, mai ales dacă sunt clipuri de pe YouTube sau sunt publicate pe YouTube, da? Și să le adaptați. Puteți face aceasta din nou într-o muncă colaborativă cu profesorii de limbi străine, cu elevii care să fie punctați la limbi străine. Noi inclusiv realizăm aceste adaptări împreună cu studenții. Vă rugăm și să faceți dumneavoastră acest lucru împreună cu elevii. La final, dumneavoastră validați că conținutul este corect și bine făcut. Dar exact așa cum vă spuneam, să faceți activități de grup colaborative cu elevii, în care elevii să vă creeze resurse, care să devină resurse după aceea digitale pe care le puteți reutiliza, fiindcă acestea create odată, ele pot să fie reutilizate și în anii următori. Ele sau puteți să le distribuiți și să le împărtășiți între dumneavoastră. Ele nu dispar. Nu faceți această muncă doar odată. O faceți pentru cât va mai fi școală, pentru cât veți mai preda. Ele există și se pot tot timpul adapta și integra, da? Cel mai important lucru este să puteți să introduceți aceste elemente în context, să le puneți în contextul educațional al lecției și a capitolului pe care dumneavoastră îl creați. Celălalt element care vi l-am spus aici este digitalizarea elementelor, caietelor, materialelor din clasă, din laborator pe care le aveți. Sunteți, nu știu, un laborator de fizică sau de chimie sau de biologie, aveți o grămadă de schelete. Puteți chiar și dumneavoastră cu telefonul să filmați anumite elemente și să le transformați cu explicațiile dumneavoastră în mici resurse educaționale pentru elevi să le vadă și să se înțeleagă că poate nu pot să acceseze, nu știu, toate elementele care le aveți în laborator. Să filmați un mic experiment în laborator pe care să-l puneți la dispoziția tuturor și să-l distribuiți tot așa în rețea. Deci nu este doar pentru școala și pentru clasa dumneavoastră. Dacă colaborați, puteți să faceți mult mai ușor anumite elemente și resurse educaționale care să existe și să le puteți integra. Erau aici profesori de fizic, de educație fizică, de muzică, de desen. Din nou, puteți să folosiți foarte multe resurse digitale în această zonă. Sunt foarte multe clipuri, videouri, elemente în care puteți să explicați. Există elemente și unelte, cum să zic așa, IT, care vă permit să desenați pe un video care e pe YouTube, dacă este integrat în Google Suite sau în Microsoft Teams, și să faceți interactivitate direct pe el. Și nu sunt atât de dificil de realizat. Și aici vorbim despre competențele digitale ale tuturor. Există un proiect european care se numește selfie.eu. Aveți link-ul către el în materialul dumneavoastră, în ghid, da? Aici, asta e la nivel de școală, dar și la nivel de cadru didactic. Este ceea ce se numește Digital Competencies 2.0. Sunt competențele digitale definite la nivel european, care acum se tot discută și se îmbunătățesc, sunt și definite pentru educatori,
Sunt documente care eu le-am inclus ca link în ghid și unde puteți să le găsiți pe toate. Acest SELFIE-EU este o unealtă care analizează digitalizarea la nivel de școală, implicând mai mulți actori. Este destul de greu de realizat, adică greu. Consumă timp, nu greu, e simplă de folosit, dar consumă ceva timp, dar la sfârșit vă va da inclusiv informații și indicații multe din România, că sunt câteva școli, multe din România care au trecut prin acest proces de analiză prin SELFIE-EU, să știți ce nevoie aveți, ce resurse digitale și competențe digitale trebuie să mai faceți. Din nou, Ministerul, prin TVR, prin tot felul de alte resurse, au făcut la dispoziție foarte multe tutoriale pentru Google Suite, pentru Microsoft, pentru Padlet, pentru Miro, pentru Microsoft Teams, pentru Zoom, pentru chat, pentru Meet. Există. Urmăriți-le acele tutoriale și lucrați-le. Și din nou, colaborați. Puteți să aveți elevi care să fie foarte avansați digital sau părinți care să fie avansați digital. Și atunci puteți să lucrați cu ei împreună ca să puteți să faceți, cunoaștere mai multă, să vă îmbunătățiți cunoașterea și între dumneavoastră și elevi continuu. Da, au existat mai multe întrebări aici care au fost puse la dispoziție la dumneavoastră. Astea sunt ideile de bază. Cum am zis, vom încerca să avem un curs online disponibil tuturor care să vă permite și să vă dea partea de cunoaștere și de înțelegere de cum să folosiți anumite resurse digitale și educaționale pe care să le puteți pune și integra după aceea în cursul dumneavoastră integrat. Este totdeauna lumea se focalizează să am echipamentul tehnic, bineînțeles că e vital. Dar să știți că am văzut foarte multe exemple, multe le-am inclus în ghidul de resurse educaționale deschise pe care cu colegele mele din Timișoara am colaborat pentru UNESCO la ghidul în limba engleză care a fost distribuit internațional în toate țările. L-am tradus în limba română, aveți ghidul acela, îl găsiți în ghidul nostru, din nou, link să-l descărcați și să lucrați cu el. Da? Vă rog foarte mult să țineți cont de toate aceste elemente și să colaborați împreună, să vă realizați planurile de acțiune, dacă le faceți, veți primi badge-urile, contribuțiile, recunoașterea tuturor în acea zonă comună din Drive pe care am creat-o. Puneți resursele pe care le găsiți și informațiile pe care le găsiți și distribuiți-le între colegii dumneavoastră. Marin, te rog să intervii. Da, înainte de a vă spune câteva cuvinte spre final, aș vrea să rețineți SELFIE-EU. Ăsta e foarte important, am intrat și eu pe el și puteți să testați lucruri care le identificați acolo la nivelul comunității dumneavoastră educaționale. Eu chiar îmi propun undeva să preiau de acolo câteva chestiuni legate de zona de competențe IT, pentru că trebuie să recunoaștem. Nivelul de competențe digitale este diferit de la o persoană, de la alta, de la un mediu la altul, mediu rural, mediu urban. Trebuie să recunoaștem acest lucru și trebuie să ne-l asumăm. Atare vă poate da un feedback bun din perspectiva a ceea ce înseamnă formare sau cursuri de formare sau unde trebuie să interveniți. Mă refer acum la directorii unităților de învățământ care sunt în acest webinar și eu cred că puteți găsi variante în relația cu inspectoratul FLAU sau Casa Corpului Didactic pentru a iniția sau a participa la formări pe nivelul de competențe pe care l-ați identificat, care ar avea nevoie cadre didactice din unitatea dumneavoastră de învățământ sau colegii noștri profesori care sunt aici. E super ok, e foarte fain. Cred că e undeva în urmă cu vreo 2 ani sau ceva de genul ăsta. Nu, s-a făcut un update la el chiar acum, în ultima lună, în august, și este puternic actualizat, este SELFIE 2.0 sau 3.0, deja nici nu mai știu. Da. Dar asta e una dintre unelte, dar sunt foarte multe alte și chiar vă rugăm să încercați să vă identificați abilitățile și competențele pe zona aceasta digitală și zonele în care puteți să mai lucrați și să vă aduceți contribuția pe viitor. Dacă sunt întrebări pentru final, fiindcă ar trebui să ne apropiem de încheiere. Dacă are cineva ceva de spus sau vreo opinie sau așa ceva. Dacă nu, revin cu informațiile. Veți primi prin e-mail, cel târziu probabil mâine, un
sau pe, în acest weekend, link-urile către toate resursele despre care am menționat. Vom încerca să facem undeva într-o zonă sigură, public, și acest video cu dumneavoastră, ca să puteți să aveți acces la el și să vedeți toate lucrurile. Aceste link-uri care vi le-am pus aici cu resursele rămân la dispoziția dumneavoastră și vă rugăm să lucrați pe ele. Vă reamintim că cei care veți reuși să finalizați la timp, adică la timp, adică tot timpul, că tot timpul ca să le faceți planuri de acțiune și să le transmiteți, să le distribuiți, să le transmiteți inspectoratului școlar județean, vom avea o comisie care de oameni din zona de management de la Facultatea de Științe Economice din diferite alte zone care le va evalua. Vă vom elibera certificate și la nivel de calitate și de validare, și la nivel de școală și la nivel individual. Veți deveni și contributori și exploratori și ambasadori în această nouă lume a educației digitale. Noi vă mulțumim. Luni vom avea liceele, da? Deci luni de la ora 5 vor veni directorii și reprezentanții liceelor, în principiu din marile spații urbane. Și miercuri de la ora 18:30, din nou un webinar general de informare cu întrebări și cu răspunsuri cât mai multe, și vom încerca să răspundem și la problemele ridicate de către elevi. Vă mulțumim foarte mult și vă doresc numai bine, multă sănătate, să aveți grijă de voi, să implicați comunitatea locală, pentru că trebuie să le spuneți dacă copiii lor vor fi sănătoși și întregi, și la minte, și la suflet, și la trup, vor fi și ei alături de ei. Vă mulțumim! Marin? Da, noi mulțumim foarte mult. Sigur că spuneam și la webinarele data trecută faptul că zona preuniversitară se confruntă acum cu o avalanșă foarte mare de ghiduri, de regulamente, de legislații, în general de reguli și reglementări. Eram obișnuiți cu astfel de chestiuni, dar acum sunt foarte multe. Foarte multe, și timpul pe care trebuie să, timpul necesar pentru a le procesa este foarte scurt. Fapt pentru care important este să rămâneți sănătoși, să fiți proactivi și să fiți, aveți disponibilitate. Sigur, vor fi mulți orgolioși, mulți gică contra, multe opinii din partea părinților contra ceea ce se întâmplă, dar important este să fiți proactivi. În definitiv, facem parte cu toții într-o comunitate și într-un serviciu către comunitate și trebuie să fim responsabili pentru meseria pe care ne-am ales-o și pentru menirea pe care o avem. Eu vă mulțumesc foarte mult, să aveți un weekend minunat și să rămâneți sănătoși până data viitoare, când ne vom întâlni pentru a vă îndemna certificatele. Mulțumesc. Toate cele bune! La revedere tuturor! La revedere, numai bine!